Bună seara din nou, sunt Radu Dănuț, ne aflăm la Radio Easy, într-o altă seară de marți, la o altă emisiune de Urban, Urban Bacău. Am discutat de prea multe ori, poate doar de municipiul Bacău, ne-am gândit să ne lărgim aria și să mergem puțin și mai departe în tot județul. Am pus în temă orașul Târgu Ocna și comuna Pârjol. Pentru asta m-am gândit să invităm în studio pe domnul Cristian Barna și pe doamna Biliboc Elena. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara! Tot vorbim de oameni noi și când spunem de oameni noi, ne gândim la USR Plus, Alianța USR Plus. Invitații noștri din seara asta sunt oameni noi, sau cel puțin așa cred eu, nu? Da. În politică. Suntem oameni noi care ne dorim să facem și altceva, și o altfel de politică. Cum ați intrat în politică? De unde a pornit dorința asta? Până unde ați merge? Câteva cuvinte despre cum a început cu USR-ul. Cum ați ajuns să... Bună ziua, sunt Cristian Barna, președintele filialei locale USR Târgu Ocna. M-am scris un USR în luna noie, după alegerile parlamentare din anul 2016. Cea mai mult colaborare am avut-o cu filiala județeană Bacău, după inițiativa cetățenească fără penal în funcții publice. Atunci am discutat cu domnul deputat Iulian Stadiu Biziteu să creăm o filială și la tribună, că vrem altă schimbare. Ne-am săturat de actuala clasă politică care ne conduce de peste 20 de ani. Deci din 2016 sunteți cumva alături de USR. Da. Inițial prima dată am simpat foarte mult cu USB-ul și mă gândeam dacă ar face un chestie la nivel înalt, la nivel național ar fi cel mai bine și s-a rezolvat chestia asta. Oamenii puțin și-au reușit să adun 20 ceva de parlamentari. În comuna Pârjol eu m-am mirat când am auzit că există o filială a USR în comuna Pârjol și mai ales o doamnă care în CV-ul dumneavoastră m-am uitat, ați lucrat ca confecționer, ca menaj în Italia sau greșesc cu ceva? Da. Cum îi spune? Așa am citit, nu? Da, menajer. Menaj, da. Sau cum îi spun, nu știu, poate greșesc. Menajer. Menajer, da. Îmi cer scuze. Deci oameni care vin de jos. Dumneavoastră ați lucrat, domnul Cristian, și în construcție, am văzut în cipru. Deci oameni de jos, oameni care... Deci pentru mine e un lucru extraordinar, ca o doamnă care a lucrat în confecții, eu știu ce înseamnă viața în confecție, am lucrat și eu 7 ani, să ajungă să activeze în politică într-o comună, într-o comună mare, are peste 6.000, 5.000, 6.000? Peste 6.000, aproximativ 6.000. Cum v-ați gândit să intrați în USR și să ajungeți și președinta filialei la Pârjol? Cum a fost? De unde? A pornit din patriotism. Mai există? Da. Eu sunt o patriotă. Am trăit 20 de ani prin străinătate și am răvnit acești 20 de ani la țara mea și mi-am dorit să mă întorc dintotdeauna. Am reușit să mă întorc, dar n-ați găsit ceea ce am găsit ce am lăsat. Exact ce ați lăsat. Da. Nimic schimbat. Nimic n-ați schimbat nimic. Și pentru dumneavoastră e mai ușor să... Eu am locuit doar aici în țară și lucrurile au mers, au decurs, poate că nici n-am observat că nu e nimic nou, n-a apărut nimic nou sau bun. Pentru dumneavoastră care ați muncit prin țări străine, ați revăzut altfel țara asta și spuneți că ați văzut-o, ați regăsit-o în același fel. Da, exact. Acum am lăsat-o și de câte ori mă întorceam. Politicienii noștri se laudă că, adică, sunt niște cifre în investiții. Domnul Cristian, nu sunt niște cifre în investiții, de la infrastructură până la... Cifre adică, foarte mari.
Păi cifrele astea n-ar fi trebuit să le vadă doamna Elena când s-a întors din Italia. Cifrele sunt doar pe hârtie. Investiții și alea în ultimii ani nu s-a făcut nimic despre infrastructură. E, cum e drumul la Salina, e de 20 ceva de ani. E o problemă nouă acum. Da, după prima mea conferință de presă alături de domnul deputat Lucian Stanciu Viziteu din 28 martie anul curent, începând de ieri, 15 aprilie, s-au reluat lucrările la da, chiar așa zisa intrare în mina Salina. Multe persoane din toată țara au spus că e locul foarte frumos, foarte atractiv, este o biserică mină și un sanatoriu, dar nu se poate ajunge acolo că-ți rup mașinile în două. E un punct turistic, nu? Din, este un punct de... și da, chiar vizitat, adică... foarte vizitat. Am înțeles că acea porțiune de drum are 800 de metri. 800 de metri. Adică s-au împiedicat autoritățile locale de acei 800 de metri, n-au reușit? A fost problema și de transportul sării către Compania Națională de Drumuri pentru perioada de iarnă. Acolo s-au învârtit bani, deci acolo s-a câștigat bani. Da. Deci o porțiune de 800 de metri de drum, având și Salina și nu, din 868 de metri s-au realizat 60% sunt realizați de anul trecut. Aha. Mai sunt în jur de 300 de metri. Exact unui cântarul care este pe domeniul public. Deci s-au lovit de un ciot. Da, au fost persoanele proteste pentru drumul ăla, au și cetățenii Vâlcele au ieșit în stradă, acolo au blocat drumurile, că s-au răsturnat o mașină, au fost răsturnată o mașină. Ah, au acum, fost și proteste. Da, au fost proteste de stradă și inclusiv pe drum, varianta care merge la Slănic, Moldova, s-a surpat o bucată de drum în 2018, în martie, nu s-a, decât s-a blocat așa, în luna noiembrie, împreună cu comunitatea Bării Slănicului, s-a mergat o serie de proteste. A doua zi dimineață, la prima oră, au fost utilaje de construcție, acolo și-au luat drumul. Deci se poate când, se poate, e, când poate. E un pic de presiune. Da, deci noi facem numai cu presiune. Da. Deci era Slănicul paralizat. Vineau sezonul estival pentru părtie de schi. Presiune se poate. Cu presiuni, da. Nu știu dacă în Comuna Pârjol cu presiuni s-a făcut sau se face ceva. Acolo nu cred că există proteste, adică oamenii au proteste. Au fost ceva presiuni cu tăierea pădurilor, dar mari rezultate nu am avut. E au un primar fost... de la PNL sau da, nu da. Sunt informat? Da, da. Primarul este de la PNL, viceprimarul. Și totuși PSD. Nu simțiți că s-ar mișca ceva? Nu, nu. Deci au fost ceva proteste, bine, s-au strâns la, în fața primăriei, pentru că anul trecut au fost de la Mazarine cei care au făcut niște studii pentru căutau petrol și gaz. Aha. Așa, pentru că au fost de la Petrom s-a... Dacă e apape, în Solon sunt deja sonde așa, și... Așa, și... Și atunci, da, oamenii au încercat pentru că deci s-au extins peste tot, au încălcat terenurile private, cabluri peste tot. Am întrebat dacă au autorizație, nimeni nu a dat niciun răspuns, oamenii erau în fața primăriei, fiecare și-a căutat de lucru. A plecat domnul primar. Și a rămas deci nu mai aveai cu cine să discuți. Și a rămas la fel. Adică da, nu s-a rezolvat nimic. Și au făcut treaba, ce au avut să-și facă studiile pe teren. Există și... un impact al oamenilor noi în politică de la USR în Comuna Pârjol? Credeți că poate fi o filială noi... bună? Da. Adică sunt câți noi membri? Suntem, cât, ne dați câteva detalii? Suntem 15. Suntem majoritatea tineri și păi, oamenii noi nu pot fi decât exact, tineri, că exact. Cei mai întrecuți. Și da, avem gânduri mari. Și e vrem să ne unim cei care, pentru că sunt foarte mulți care sunt nemulțumiți, dar există o teamă între oameni și vrem
spargem gheața asta. O teamă în ce sens o teamă? Se tem de ce anume? Se tem de... de faptul că să nu aibă probleme, din cauza asta. Sunt foarte mulți care sunt la ajutor social. Da, ei trebuie să... voteze, adică depind, primarul. Exact, depind de primărie. Și deja lucrul ăsta, și bineînțeles, eu ce să vă spun, că de când s-a aflat că sunt în USR, sunt multe persoane care nu mă mai salută. Ah, da, chiar vreau să vă întreb, adică cum sunteți perceput acolo în comună? Bănuiesc că domnul primar nu vă salută, da, cu respect? Da, am primit sau... și ceva mesaje mai... Bine, dacă îți de 8 martie, de Valentine's și de... e ok, de, nu. De Crăciun. Ceva de genul să-mi văd de treaba mea și să nu... Păi vă vedeți de treaba dumneavoastră. Adică cred că vă vedeți de treaba dumneavoastră. Dar treaba dumneavoastră probabil că nu e ceea ce și-ar dori el. Da, asta... Ei, va trebui să se obișnuiască, pentru că avem nevoie și de altceva. Da, altceva. România să încercăm, are nevoie de... România însăși, dar... începând chiar din comuna Pârjol, continuând cu genul orașelor mici, Târgu Ocna, și până la, nu știu, Cluj, Bacău, Iași, adică trebuie să pornim de jos. De jos, exact, de la cetățeni. Alianța USR Plus nu o să poată să răzbată sau să reușească ceva fără să aibă oameni plecați din cele mai mici comune, sate până sus. De acord, domnul Cristian, nu? Da. Deci trebuie să avem... din orice clasă socială sunt bine venit. În Târgu Ocna, cum? Aveți vreo... nu știu, de mesaje nu vă întreb, că bănuiesc că... n-aveți, mă, nu și-au permis să vă dea mesaje. În Târgu Ocna, câți membri, cum... filiala, ce ar însemna filiala USR? Filiala USR, la momentul actual, are 39 de membri. Avem al doilea sediu după USR Bacău, filial local județeană, care este în strada Bacovia numărul 10. Deci ne gestionăm din cotizații. Cum spunea și colega, multă lume este pro-USR, pro-plus, dar e foarte fricoasă. Reticent, sunt, da, persoane și în primărie, dacă mă văd pe stradă, ne vorbim așa, dar în primărie nu mă cunoaște. Nu mă mai cunoaște, că aia e sistemul. Da, dar putem lăsa deoparte primăria, pentru că nu știu dacă partidul noastră vrea să nu știu, să capteze pe cei din primărie. Adică cei din primărie sunt câți? Adică nu ne putem raporta. Nu ne putem raporta nici la persoanele asistate social, nici la... e o parte. Dar mai ales la în rural există, eu am trăit chestia asta și am spus-o și am scris-o de multe ori. În rural există teama, nu neapărat că ești, primești un ajutor social, dar ai nevoie la domn primar de o adeverință, exact, și dacă, da, nu mai îmi dă. Aici, bănuiesc, da, că tot ruralul din Bacău, din țară, e la fel. Dar și la oraș. Ei, la oraș e altă poveste. Dar la țară te cunoaște, acolo suntem cunoscuți. Haideți să luăm doar un minut de pauză și revenim.
Da, am revenit. Emisiunea Urban Bacău, suntem la Radio Easy. Invitați în seara asta avem pe domnul Cristian Barna și pe doamna Biliboc Elena, Comuna Prăjol, doamna, și domnul Cristian din orașul Târgu Ocna, președinții filialelor USR din aceste locații. Domnul Cristian, cineva ne scrie că ar dori parcări și drum de acces la Salina Trotuș. Parcări. Eu nu știu exact cum e acolo locația. Da, la ora actuală este în proiectul de reabilitare, este pe partea dreaptă, cum intre sub pod, se amenajează și o parcare. Deci se va amenaja. Este în amenajare. Deci este în amenajare. Termenul executiv este în martie, dacă rețin, la anul de finalizare. În martie. De finalizare. Dar se va, sigur, se va a intervenit cu Consiliul Județean, se va termina mult mai repede. E nevoie, pentru că acolo vin turiști, deci e o zonă, și însăși, îmi spuneați că orașul Târgu Ocna e o stațiune în sine? E stațiune de interes național. N-am știut de asta, deci este stațiune de interes național încă. Avem izvoare în Parcul Măgura, este Mina Salina, cu sanatoriu. Da, sunt, deci orașul însăși, mie îmi face plăcere să mă plimb, să-mi fac job-ul de fapt prin orașul ăsta. E un oraș așezat foarte bine. Dumnezeu l-a așezat cu niște priveliști minunate și prin niște resurse bărmiesc. Da. E foarte bine așezat. Orașul, eu mă mir că el e rămas cumva, mă uitam astăzi, chiar mă uitam mai atent să văd cam ce ar fi în plus față de anul 1989. Poate dumneavoastră le știți mai bine, dar eu n-am observat ceva, nu știu, altceva decât dumneavoastră l-ați prins și imediat după Revoluție. Imediat după Revoluție. Ce e nou în Târgu Ocna în ultimii 30 de ani? Nu știu, ceva care s-a realizat și de care sunteți mulțumit. ANL-urile, care sunt program național. ANL-urile, deci, dacă le punem la realizări, nu. Da, deci nu știu. Ca drumuri, mie mi se pare... Drumuri, acum, zone... tipul reabilitarea, s-au început o canalizare pe fonduri europene făcute de Cramp Bacău, de vreo 2 ani de zile. Că pe la noi pe aici da, sunt începute este, de ani. Da, investiția nu prea este, nu prea așa are rostul, sunt foarte multe case, nu pot să branșeze la rețeaua de canalizare, sunt sub nivelul canalizării, stația de epurare, inclusiv anul trecut înainte de a da drumul, s-a inundat, e zona inundabilă, nu are ziduri de protecție pe mal Albia Trotușului. Una din probleme este Albia Trotușului, ei la perioade de 2-3 ani de zile sunt inundate case, da, grădini. Știu, zona inundată. Da, dacă ne cumpărăm la Covănești, dacă tot face zona asta, da, Albia Trotușului e reabilitată, nu există. Și totuși cineva nu s-a, adică nu s-a făcut niște studii de fezabilitate, adică... Așa au rămas la faza de proiecte sau de studii. Și ele continuă. Deci ele continuă și anul trecut. Și anul trecut s-a notat și... stația de epurare a intrat în ea un metru de apă și 50 cm de mâl. Și nu era dat nici măcar în folosință. Deci plătim bani grei pentru realizări, da, ghilimele, care nu ne vor fi chiar atât de utile. În Comuna Prăjol putem vorbi de rețea de apă, de canalizare, sau e ceva... Nu, e prea mult, nu? Am văzut pe site-ul primăriei, sunt cereri depuse la PNDL pentru canalizări, pentru stație de epurare. Sunt depuse din martie 2017, 2 ani au trecut de atunci. Dar deci nu, gaz metan e, nici nu știu, n-au observat. Nu avem. Deci practic comuna nimic. Nu are nimic. Nimic. Dar a fost scoasă din noroaie totuși. Deci noroaie nu mai aveți, nu? Deci doamna prim-ministru se lăuda că ne-a scos din noroaie și că satul românesc nu mai arată ca acum 30 de ani. Din noroaie nu. Cum ne-a explica? Deci scos, avem circa un kilometru de asfalt. Da. Realizat acum nu știu prin ce mijloace, era o mare afiș cu domnul Benea, el a fost un mare afiș?
Da, eu când... am văzut 100 mici afișe astăzi. Nu, asta acolo... numai unul mare. Nu, când se asfalta, da, că a fost probabil... Mă înșel eu sau acel pod cu minte în Pârjol pe dreapta e din Pârjol care a fost luat de ape în 2015? Nu, la Băsești în 2016, exact când au fost în perioada când au fost alegerile locale. Acel îngust pe care încăpea, abia încăpea o mașină. Undeva în dreapta, ușor, ca pe deal. La Pârjol este... Pârjol sau Balcan, nu știu unde exact. Nu, la Băsești a fost la podul. Și a rămas la fel. Deci e, nu e reconstruit. Nu, nu. La Băsești au început anul și trecut în august. Și ține de Băsești, nu știu, ține de comuna Pârjol. Da, da, da. Deci a rămas la fel. Dar în 2016 a fost distrus de ape. Da. Când au fost inundațiile. Da. Anul trecut mi s-au trimis poze cum că el a rămas la fel trântit jos, acela din fier. Poate nu vorbim despre același pod. Da, posibil. Dar a fost și la Băsești. Și l-au refăcut? Și, da, dar nu s-au luat măsuri imediate. Copiii mergeau la școală descălțându-se, treceau tazlău, se încălțau înapoi. Deci nu s-a găsit o soluție temporară pentru a rezolva problema asta. Cu școlile în comuna Pârjol, da. Situația... E o situație foarte în delicată. Afară de, adică bănuiesc că dacă n-au o rețea de canalizare, WC-ul e în fundul curții. Exact, da? Exact. Face școlile din, da, Pârjol, eu fac am parte din acele copil, școli. Un băiețel de 7 ani. Să vă trăiască. Umblă la școală într-o școală container. A, e acea școală tip modul? Exact, da. Dar de ce? Pentru că nu au fost restructurate școlile, a fost o tentativă anul trecut pentru școala din Târâța, dar totuși nu a fost restructurată în, nu știu ce îi lipsea. Au deschis-o, au închis-o. Și e școală cu clasele 1-8? Da, la Pârjol. Și sunt copii mulți sau nu știu? Și la Bustiana. Sunt destui copii? Sunt, sunt mulți, dar școlile nu sunt restructurate. Doar la Pârjol este o toaletă internă, restul afară. Copiii ies iarna, mai ales cei mici, trebuie să iasă afară la toaletă. Bineînțeles că ei nu se gândesc să se îmbrace, să se acopere. Știm foarte bine ce se poate întâmpla. Dar ca și imobil, el e cea care, despre care ne spuneți de la Pârjol, e Nu, okay. Cea de la Pârjol, nu. Parchetul vechi, deci... A, deci totul e tipul vechi, vechi cum era. Da, acum s-au început restructurările la școala din Târâța. Tot prin programul ăsta... În Târgu Ocna, bănuiesc că sunt, am văzut un liceu la intrare pe dreapta? Da. Doar un liceu? Cum e cu situația școlară? Este un liceu... Bănuiesc că tehnologic. Liceu sau? Nu. Este un liceu tehnologic și un liceu cu state negri. Anul trecut au fost adunat cu surile strâmbețe că s-a alocat 10 milioane de lei pe drepturile PNDL-ul. Momentan nu s-a investit nimic. La începutul lunii, dacă tot vorbim de școli, s-a făcut o ședință de Consiliu Local Extraordinară pentru reabilitare, școala generală numărul 1, Haidelnul Coil, da, o știu, da. Care a fost reabilitată cu ceva timp prin Banca Mondială. Valoarea devizului general este de 18.400.000 de lei. Deci asta însemnând 4 milioane, asta însemnând cu 400 de mii mai puțin decât bugetul local al localității Târgu Mureș într-un an de zile. Păi e un lucru bun ăsta, sau nu îl trecem la categoria lucruri bune? Da, și este în proiectul de PNDL-ul, fonduri europene la Târgu Ocna, după reabilitarea parcului Măgura, nu a mai existat niciun proiect de fonduri europene, numai PNDL-ul și alte proiecte cofinanțate de guvern. Chiar, deci ca fonduri europene, nu, Târgu Ocna nu poate să absorbă
Deși la nivel național s-a dublat absorpția, s-a dublat, toate s-au dublat. Da, Târgu Ocna. Dar nu revedem... La Târgu Ocna este un proiect pentru grădiniță în Tisești, care costă 2 milioane și ceva de lei, dar tot așa este în studiu. Și tot prin fonduri europene tot, se dorește? Tot pe NDL-ul, reabilitarea școlii 1, dacă ce de asta, liceul tehnologic nu are alocat deocamdată niciun ban. Pe fond, nici pe NDL, nici e, mai e o problemă. Cineva trebuie să ceară lucrurile astea sau, nu știu, primăria trebuie să se autosesizeze. Cum, cum funcționează asta? Cum? Deci conducerea liceului n-ar trebui să sesizeze? Păi s-au făcut studii, s-au alocat așa, s-au zis că s-au alocat bani, dar încă nu s-au, nu s-au pus în practică evaluarea asta, reabilitarea liceului și așa. Eu, părerea mea este că se așteaptă alegerile locale și parlamentare. Da. Se tai public atunci. Cel puțin aici, în municipiul Bacău, cineva, vreo câțiva politicieni dau din coate amarnic acum, de când cu europarlamentarele. Se dă din coate. La dumneavoastră nu nimic, ceva, adică să simțiți că e campanie electorală? Se întâmplă ceva? Nu, deocamdată la trebuie nu se întâmplă nimic. Păi toți încearcă acum, toți primarii, toți... Bine. Da, se mai curăță șanțurile, știți? Poate, ba da, la Târgu Ocna s-a pornit drumul la Salina. A, și se dorește ca... Până la europarlamentar să fie gata. S-a ținut în șah din 2015, spunea parcă. Da, din 2015 s-a început, au fost contestații, peste contestații... Într-adevăr și contestațiile astea ne cam dau bătăi de cap. Trebuie să recunoaștem că contestațiile le pot face la oricine. Care și ne cam dă pe și cap. Poate și care la un moment dat. Da, și după contestații mai așteptăm un pic. Poate vine momentul în care e o campanie electorală și să smulgem ceva procente, nu? La Târgu Ocna e PSD-ul în administrație. Da, în așa majoritatea de PSD. Din 2016 sau... 2016, e de 20 de ani, să zic. De 20 de ani, da. E PSD? Aproximativ. Deci, a avut CDR-ul un mandat și PNL-ul un mandat. PNDL-ul. Aha. Păi înseamnă că au cel puțin 16 ani, au de... La Pârjol, filiala a spus că are 15 membri. Da. Deocamdată. E cam puțin, da. Bine, deocamdată. Sunteți și la început de drum și... Da, bine, de două luni. Va fi de muncă pentru un partid relativ nou, pentru că vin campanii, adică una e deja pe drum, una vine în toamnă, una vine în... Deci USR-ul va trebui să crească. Da. Credeți, adică simțiți acesta cumva... Acesta este obiectivul nostru. De când sunteți dumneavoastră președinte al filialei? De când? Nu, de două luni. De două luni. Suntem e relativ nou. Da. Da, suntem la început de drum, dar avem speranțe. Aveți sprijinul și... domnului Biziteu și cred că l-aveți sprijinul dumnealui ca să... Da, în politică ați găsit ceea ce, nu știu, adică în politică, că de fapt dumneavoastră n-ați intrat... Practic în politică, doar cu teoria. Practic o să intrați mai târziu. Sper că o să intrați, nu? Adică nici nu vă gândiți că nu intrați. La Târgu Ocna, în afară de PSD, mai e, adică opoziție mai ales, opoziție există? Sunt membrii PNL-ului, 4-5 consilieri. Un consilier independent și un consilier M10. Despre consilierul de la M10, Sandel Mărciucă sau... Da, da. Îmi spunea cineva că este e unul din, face cel, opoziție, mai, e în unul local, din cel mai... Care face opoziție în consiliul local. Deci într-adevăr face, nu? Face opoziție în consiliul local. Deci este omul care face opoziție. Singur om? Mai sunt singuri? Și ceilalți din... Dar nu simțiți, adică știți să existe o adevărată opoziție, că cea noi la Bacău nu avem, nu prea avem opoziție, adică... Păi opoziție este, dar majoritatea PSD-i ALDE au 10 consilieri din 17. Deci degeaba ar face.
Pentru viitor, cum ați gândit pentru Târgu Ocna, de exemplu, nu știu, ce aveți, aveți vreo idee, vreun plan, pentru că timpul trece și mai La e un Târgu an de Ocna sunt zile. fel și fel de probleme. În primul rând ar trebui rezolvată problema orașului pe fonduri europene, nu pe bugetul local. Trotuarele de la Târgu Ocna nu sunt reabilitate, M-am uitat cred că de astăzi și la trotuare, 20 da. de ani, aproximativ 20 de ani, dacă se întâmplă de plouă torențial, inclusiv zona Băncilor, pe Costache Negri și zona Zanfirului este ca o mică Veneție. Și aveți, nu știu, aveți, s-a elaborat vreun proiect, vreun Nu, pe ceva, nu? zona aia nu. Nu, pe zona aceea nu. Momentan nu. Sunt foarte multe obiective turistice pe Târgu Ocna, este Casa Borisov, care e cumpărată de primăria Târgu Ocna pe credit, mai de puțin să dărâmă. Este biserica de la Tunuri, dacă o știți. Nu știu, poate am Biserica de la văzut, dar nu Tunuri, știu care e. chiar lângă sediul poliției A, o la CEC, știu, are în jur de lângă 300 de Tunuri. ani Da, și da, aproape da. să dărâmă cu Monumentul Eroilor. Monumentul Eroilor de la Cimitirul Rusesc este renovat recent de ambasada rusă. A noștri sunt. Da, eu am fotografiat acum recent, e un mic cimitir, o biserică, niște tunuri Da, acolo, da, da, nu? da, da, Aceea, da, aha. Am fotografiat da. acum două Am săptămâni putut de și am curând. și eu, am postat și eu pozele dinăuntru. Deci m-am oprit brusc pentru că mi s-a părut ceva fantastic. E veche, nu știu, Da, scrie acolo numele, rețin. o 300 de ani Da. Deci el arată, biserica arată are. Jal. într-o stare, e într-o stare jalnică. Și e păcat, deci noi nu avem niciun respect față de monumentele astea istorice. Nu, Uitați-vă nu, la, la francez plâng. ia uitați-vă cu Notre-Dame ce se Nu, prea mult întâmplă, plâng. da. Deci noi nu avem. Mai avem o casă Borisov, este un site arheologic în cartierul Tisești, Utidaba, în jur de aproximativ 2000 de ani. Nu e pus în valoare în zona Moldovei, nu cred că mai este așa ceva. Da, aveți vreun monument, tot vorbim de monumente istorice, bănuiesc că în Târgu Ocna ar fi câteva. E vreunul reabilitat, pus la punct, pe care pot să-l vizitez eu ca cetățean din alt oraș? Vin în Mai este Târgu monumentul Ocna. de la Măgură care. Pot vizita ceva eu, Da, de la exemplu? monumentul de la Măgură, de lângă Mănăstirea Măgură. Monumentul Eroilor, care și ăla trebuie să fie între renovări. Complexul muzeal Și de aparține de 1916, orașul Târgu da, Ocna. 1916-1918. Orașul e mic, orașul Da, e avem mic. două centre de formare turistică, unul în Parcul Măgura, unul în centru în piața Regina Maria, dar de obicei și la ora asta este închis, centrul de Băi, formare chiar mă turistică. pregăteam să mă întreb dacă ele și funcționează, adică Nu, centre asta e turistice închis. avem și am Deci, mai auzit asta cu în toate toată țara, că dar. au început turiștii să mai vină, este închis. Nu prea cred eu că Târgu Ocna e invadat de turiști, în afară de Salină, Da, dar vin. nu prea aș crede. Doar în tranzit spre Da, Slănic Moldova. da. Dar rest, nu știu ce puncte de atracție aș avea. Mie îmi place și gara, de Este exemplu. Eu am văzut gara, gara Salina făcută, mă uitam e un la monument gara istoric. astăzi, chiar e chiar Și frumoasă gara. gara Salina, dar și inclusiv Gara Mare. Da, Și ele Gara Mare. sunt într-o stare Deplorabil. deplorabilă, deci chiar nu putem să le punem puțin în valoare, să măcar dacă ele nu mai funcționează ca și, nu știu, mai sunt trenuri de călători, mai Da, funcționează? foarte puține mai sunt. Nu știu dacă. Mi se pare că casa de bilete la Gara Salina este. Măcar să le punem în valoare ca și monument istoric, adică că deja devin monumente istorice, că gările Da, la noi că sunt făcute, cum se au spune, când 100 e de pe ani. timpul lui Ghica. Da. Gările. Deci, măcar atât. Și cea din. Deci, cam toate gările de pe partea Da. aia, Dărmănești, Dofteana, Dofteana, Comănești, toate da, așa tipar sunt. au Așa același tipar, structură. da. Și sunt foarte frumoase, și păcat că niciuna dintre ele, și cea din Comănești, e vai și amar, Dărmănești, Dofteana, deci nu avem Da, de grijă la de. Dărmănești nu mai există, că e închis. Dărmănești. În Dofteana am văzut-o, Este, este, da? da. Dărmănești Și în și-a Dărmănești. făcut magazin ceva să sătesc în ea, ceva Da? în gară. De la Eu am ce m-a făcut, depărtare da, părea că mai e da, e gara. altceva. E gară, așa că trece trenul prin ea. Da, deci nu mai avem nici gări prin zonele astea, nici trenuri de fapt nu mai avem. Trenul nu mai sunt, că infrastructura trenurilor lasă de Da. dorit.
Lasă dorit multe lucruri. Adică săptămână de raia mai de raia trenurile. În cum la Prujol nu vin trenurile și nici n-au venit și nici n-or să vină în curând. Și la Triug numește Casa Blanca, dacă o știți, lângă postul geofizică. O clădire abandonată de... A, deci tot despre abandonate. Păi da, da, sunt trei experți și fel de oameni fără acte, să zic, sau așa, trăiesc într-o... Ar trebui reabilitată, cum s-a făcut pe Moine. Dar e monument istoric? Nu. A, nu. Nu, ci trăiesc într-o... O distrugă tot mai repede. Sau situație jalnică. Ar trebui reabilitată și cât de cât așa să-i facă acte, să trăiască și ei decent. Oamenii au copii, sunt... Da, da, ei... Îmi pare ca un Brooklyn. Da, da, ei ar putea și ei însăși să... Dar nu e al lor. Nu e al lor, dar dacă stai acolo și locuiești acolo, adică mai pui mâna, mai faci câte ceva. E, mulți sunt din foști copii de la casa de copii care fost într-o care s-a închis. Am văzut astăzi și penitenciarul care e acolo, eu nu l-am văzut până astăzi, m-am dus pe Pârgănești. A, și, școala. Spre Pârgănești, da, școala. Și centrul de educare. Pe stânga, da. Da, e școala și centrul de educare. E școala națională de pedepsă și penitenciară. Alea cu ziduri înalte. Da, înalte. Da, a. Fosta școala de corecție. Aha, școala de corecție. Da. USR, Alianța USR Plus, la nivel național e cu siguranță pe plus, cum place mie să spun, dar mai e nevoie de muncă. Credeți că, nu știu, credeți că întâi cu Ocna veți avea succes, nu știu, mai e nevoie de membri. Târgu Ocna e un oraș de câți locuitori, cam câți au? O să vă spun câți locuitori sunt atât. Câți mai sunt? Sau câți mai sunt. Câți mai sunt? 12.000 în jurul de aici, dar nu cred că mai sunt nici 7. Că mulți sunt plecate în diaspora. Deci e la nivelul, aproape îi ajunge pe cei din Prujol. Dar nici la ei Prujol mai sunt. Pe acte sunt atâția, dar că numeri mai sunt bătrâni și copii. Criza gunoiului. Da. E vreo criza gunoiului prin Târgu Ocna? La Târgu Ocna s-a rezolvat-o. Deci n-a fost legată de acea criză? E, dar au găsit o soluție de mijloc, undeva n-am avut de suferit. Deci cu noi nu aveți probleme în Târgu Ocna. N-am avut de suferit pe Târgu Ocna. S-au gestionat în așa fel de... N-am suferit noi ca și populație. Da, e bine, pentru că noi aici în Bacău am avut niște istorii și poate să mai avem. USR la nivel județean, aveți cumva idee câte filiale sunt? Sunteți la curent cu lucrurile astea, știți? În ce oraș? În Comănești, de exemplu, mai... Comănești există o filială făcută de curând, președinte este domnul Viorel Tamba. La Târgu Trotuși există o filială care este domnul Anton Romel. Mai e una pe la Blăgești. Cât de curând vor face o filială pe târgu asta pe Pârgărești, una pe Dofteana, este la Sălim Moldova o filială. A, deci sunt în zona aia. Sunt. Așa este una la Onești. Încercăm acum un Oituz. Din membrii care suntem la noi, încercăm care mai de care să ne extindem și în localitățile limitrofe. Lucrăm ca o echipă cu domnul Viziteu, lucrăm cu o echipă. Și de ce suntem puțini? La noi vine, da, cine vrea vine de bunăvoie. Nu e pus de nimeni. Că dacă trebuie să vii, așa, am corect. 500 de membri, dar dacă și încerc, așa majoritatea au avut ceva de câștigat. Corect, da. Și e de muncă, adică cine vine, nu știu, vine doar ca membru simplu, dar eu văd alianța asta ca o echipă care va trebui să pună osul la treabă, deci nu va fi ușor. Celelalte partide vechi merg din inerție, așa, adică da, nici nu au nevoie, cel puțin PSD-ul. Vrei, nu vrei, lucrezi în primărie, lucrezi într-o instituție PSD, mergi mai departe. Ați văzut că cu semnăturile pentru europarlamentare nici n-au avut nevoie să iasă în stradă. Acolo s-au făcut la masă rotundă. Au strâns, cât am să cotit eu, vreo 40 de semnături pe secundă, în 7 zile, nu știu, un milion și ceva. Da, un milion, peste un milion. 1.300.000. Da, pentru că încă avem sistemul ăla vechi. Sistemul. Noi, părerea mea că am mers pe sistemul comunist, sau nu știu cum se spune, ceaușist,
El a funcționat în continuare. Nu credeți că el a funcționat în continuare? A funcționat, dar este o... Ai adunat la noi, dacă s-au luat 500.000 de semnături, să putea sigur să avem de două sau de trei ori, 1.000 sau 1.000.000 sau 1.500.000 de voturi. La ei 1.300.000 de semnături, nu se știe dacă au adunat 800.000. Corect. Că mulți s-au săturat de ei. Mulți. Și mulți dau cu subsemnatul și semnează în diferite... Când au ce face. Că n-au de ales, pentru că trebuie. Da, dar și... în cabina de vot sperăm să îi penalizăm. Totuși. Adică, cu siguranță au și mers la meeting. Credeți că la Craiova toți cei care au fost în stradă, în centrul Craiovei, credeți că simpatizau așa la maxim PSD-ul și mai puteau? Unii nici nu știau unde vin și partidul. De ce sunt nu-i punem acolo pe aia la socoteală, că aia săracii le-au făcut plin la dacă citești pe cineva, și... întreba unde lucrează ai 40.000 de oameni dacă vine lipsiți de la servici. Tocmai, uitați că nimeni nu a pus problema așa. La ce oră a fost mitingul? În jurul dimineața, undeva, nu? Undeva la 11-12, parcă. Deci toată lumea era la un job, dacă... Bun. Eu m-am gândit la asta chiar aseară, mă gândeam, măi, cât au spus? 40.000? Da. Nu cred că au fost 40.000, dar în fin, să spunem, 40.000, da? De unde au venit 40.000 de oameni în mijlocul străzii într-o zi de lucru? Da, dumneavoastră din București au dat. Bun, păi ăia 40.000 n-au lucrat, sau dacă au lucrat, au fost învoiți pentru că lucrează într-o instituție publică. Da, la una din companii. Atâta. În rest, nu aveai cum. Din privat, eu n-aș fi putut să fiu prezent. Dacă domnul Benea face mâine un manifest ăsta de susținere a PSD-ului, cu părere de rău, deși din toată inima l-aș susține, eu nu pot să vin, că lucrez în privat. Da, același lucru s-a întâmplat. Au un sistem care a mers din inerție, așa, adică oamenii care au lucrat în sistem și care, cum spuneam, au tras soț, soție, vreun verișor, un copil. Da, este nepotism. Se lucrează în... E nepotism. Și n-a fost numai la PSD, să fim serioși, că au fost... lucrurile astea au mers și cu celelalte partide care s-au prindat. Dintotdeauna, da. Așa au mers. Și USR-ul vrea altceva. Adică sperăm, noi, nu știu, eu ca alegător, că eu sunt un alegător simplu, dar sper ca USR-ul să vină cu altceva, să-mi ofere altceva. Credeți că oferă altceva? Aveți, nu știu, siguranța asta? Simțiți că în partidul ăsta din partidul ăsta va ieși ceva ce își doresc românii? Noi sperăm, mai ales în situația că dacă un cetățean vine în primărie, să vină de drag în primărie, la orice angajat al primăriei, că de un angajat al primăriei este funcțională public. Este funcțională public. Este la dispoziția cetățeanului, nu împotriva lui. Să te plimbe 10 birouri, pe tot ce este, nu mi se pare normal. Dar poate că așa e regulamentul ăsta intern, așa trebuie să meargă în ordinea asta, pe la 5 birouri. Că dacă stau și m-am ocupat și pe zona Bacăului, pe zona Oneștiului, la fără penal în funcție publice, am depus dosarele. La Târgu Ocna au fost niște discuții mai multe, în fine, nu... Cine persoane care le-a verificat, mi-a spus să vin, să zic, joi la ora 10, că și domnul primar acolo, să iau dosarele, să le trimit la Bacău pentru centralizare, să trimit la București. M-am dus la ora 10, când m-au văzut doamnele din primărie, dar ce faci aici? Am venit să-mi iau dosarul, zice că da, doamna nu este aici. Dar unde? Zice că plecat la ea două zile, între serviciu. Și am întrebat, bă, dar cum? Zice că da, nu. Deci, au fost piedici. Cum citeam, la nivel național au fost piedici. La nivel național au fost piedici. Nu era nicio problemă, putea să spună, domnule, veniți, poi mâine, că nu sunt azi. Păi nu erau dorite acele semnături să fie depuse. Și în aceea zis, la ora 3, când a venit domnul Teodor Lazar, erau semnate. În Pârjolă a funcționat, nu știu, sau dumneavoastră ați participat la strâns de semnături pentru fără penal în funcție publice? Nu eram. Nu erați? Dar am semnat. Ați fost la fază însemnată. Da. Dar eu țin minte că eram în piața Tricolorului în Bacău și au venit doi băieți
lângă un membru USR care strângea semnături, au venit doi băieți din Prăjor atunci. Și chiar întrebau cum, ce, cum, că suntem din Prăjor. Știu că au semnat pe listele alea, că erau separat fiecare. Da, pe fiecare localitate în parte. Și țin minte că băieții aia doi spuneau că tare bine ar fi să existe USR și la Prăjol. Nu știu, probabil că nu știu dacă au ajuns între timp. Da. La Târgu Ocna există un sediu al... Da, există lângă piața... Aveți un sediu? Da, care... avem un sediu lângă piața agroalimentară. Așa, am deschis în jur de 2 luni de zile, renovat și dotat din cotizația membrilor care suntem. Deci cei care doresc da. Informații, oricând, să discute da. Cu... Da, oricând avem și numele de telefon afișate și o pagină USR Târgu Ocna, oricine este așteptat. O singură amendament vreau să fac, cum e și doctrina partidului, nu acceptăm membrii care au fost mai inclusiv în consilii locale, PSD sau ALDE sau PC. Sunt fel și fel de zvonuri și cu ocazia asta, cât voi primi o președinte la USR Târgu Ocna, nu voi accepta așa ceva. Da, știu că e la nivel național. Deci nu voi accepta. Sunt fel și fel de zvonuri și nu vreau să le fac public azi, că nu voi accepta așa ceva. Nu contează ce culoare are sau ce formă este. Vă doriți doar oameni noi. Da. Da, poate nu sunt atâția noi, poate sunt și, nu știu... În consiliul local mai... Poate sunt și, poate e un om care și-a făcut treaba sau a încercat să-și facă treaba. Nu știu, gândesc așa la rece, deși mi-e greu să cred că... Mulți dintre ei sunt care s-au plimbat dintr-o parte din altul și dacă nu mi-au un loc legibil, să zic, în ghilimele, așa încearcă în altă parte să-ți prind un loc legibil. Și credeți că o să existe destui membri pentru, până la alegerile locale se vor... Da, eu sper că da. Că nu e neapărat să am 1000 de membri, decât mai bine să am 40 buni corect. Și acizi și care eu vreau să facă ceva decât ei lanți care pentru stau trebuie activitate. Va fi nevoie de o activitate cu cetățeanul. Deci, cu siguranță va trebui să coborâți, cum spunem noi, jos în stradă. Păi și sâmbătă a fost domnul deputat. Sâmbătă a trecut, acum 2 săptămâni, a fost în zona. Am ieșit în oraș, în oraș. A văzut și domnul deputat cum arată banda de la Salina, inclusiv drumul de la Salina, că am cu decursuri pe jos, n-am fost cu mașinile, am ieșit în stradă, nu la sediu, am stat, am vrut să vadă cam cum e oraș. Da. Aveți sprijinul domnului Biziteu, cu siguranță. La Bacău am înțeles că sunt, câți membri sunt în filiala din Bacău, știți cumva, nu? 120, cred că. Cam așa, cred că. Peste 120. Filiala locală. Da, da, da. Filiala locală. Da. Pe local. Deci, la următoarele alegeri locale, cu siguranță va fi un candidat și din partea USR și la Prăjol, cred, și la... Da. Și va fi o activitate... Va fi activ, veți avea nevoie de o susținere mare de către cei care sunt în comună, mai ales în Prăjol. Acolo e mai greu un pic. Eu zic că în Târgu Ocna relativ e mai ușoară. În mediul rural, da, este foarte mai greu. Adică mă gândesc că dacă veți merge din poartă în poartă să discutați cu oamenii, mă gândesc că veți avea oarece pierdici, nu? Sau, nu știu, va fi ușor, credeți, că să mergeți din poartă în poartă? Mai ales tanti Ionica, care ea e obișnuită, că vin și ajutoarele de la UE, vin și... Și se mai măresc pensiile. S-a mărit pensia, asta percep, s-a mărit pensia. Dar se plâng oamenii din Prăjol, de exemplu, nu se plâng și de... prețurile astea și de mari care, nu știu, de la energie electrică. Sunt, la... sunt foarte mulți care sunt pensionari cu pensii mari, știți, cam pensionare din Prăjol. Sunt oameni cu pensii măricere sau... Nu. Sunt destul de necăjiți. Da, destul. Dar dacă au fost... Sunt mulți, da, care au pensie de CAP-ul, de veteran. Nu...
Va fi Nu e greu. nivelul de trai așa de Va fi greu. Am, în Pârjol e o sală de sport, un teren de sport construit Un teren de acum fotbal. recent. Un teren de fotbal construit la. Dar e finalizat până la urmă, că eu îl văzusem prin 2016. Da, pe strada principală. Da, pe stânga undeva. Da. Și e terminat, Este e finalizat, da. finalizat, doar că e departe de școală, știți? Nu. A, nu e lângă școală. E lângă școală veche. Nu. Școala veche, dar Care este nu? Păi închisă școala școala veche nu veche. mai funcționează acum. Nu, nu. Nu. Este închisă și. A, școala e închisă și s-a Da. făcut teren de sport lângă școala veche. Da. Deci, practic, pentru elevii este inaccesibilă. Păi da, că nu vor merge să facă, adică, orele Da. de sport în... 500 de metri, cred că e puțin. Păi poate se închiriază sâmbătă duminica pentru locuitorii din Mai Pârjol, nu? merg acolo duminica băieții. A, deci e accesibil pentru populația din Pârjol, Da, pentru cetățenii, doar adică că nu e încuiat, nu e închis. în timpul școlii nu poate fi folosită. Dar el a fost construit, bănuiesc, pentru învățământ, nu pentru școlarii pentru școli. Teoretic, da. Și s-au gândit ei să-l construiască lângă o școală care nu mai funcționează. Da. Lucrurile Lucruri făcute anapod. și totuși la ei cifrele contează. Deci dacă am vorbit acum cu domnul primar din Pârjol, ne-ar spune, ia uitați ce investiții, ce cifre, cât a costat, ce am făcut. Din Nu mai contează. bugetul, din veniturile locale, nu există investiții. Deci, Dar nici excedentul de acum. din 2017 au decis să achiziționeze un burdă excavator. Acum excedentul din 2018, nu știu ce, au cumpărat o mașină, ceva, un utilaj. Poate că au nevoie la dezăpezire, nu știu, nu știu. Mă gândesc, bulbul Da, au excavator. nevoie Dar pentru. primăria nu avea niciun utilaj, nu știu, că Ba primăriile da, cam ba au. da, aveau, dar nu Erau se vechi. gândesc să investească pentru cetățeni, să creeze ceva. Eu nu cred că din acel excedent nu se puteau construi toalete pentru copii, nu se putea Da, restructura de exemplu. o școală ca să le creeze condiții cât de cât decente. Cum poți tu să induci un copil la igienă dacă tu nu-i creezi condițiile respective? Da, copiii ar trebui să aibă o toaletă, O un educație la igienă, nu? Pentru că deja sunt mulți care sunt din Și mai ales că e familii. mediul rural. Deci mai Exact. ales suntem de mediul rural, deci acolo mergem puțin prin noroi până la școală, da, Da, acum adică... am înțeles că li s-au alocat de la stat 1 milion de lei, noi, și se discuta pe un. Are cineva un Pentru... profil Facebook și a postat faptul că se alocă 1 milion de lei și chiar spunea să vedem cum vor fi cheltuiți Dar acești pentru ce bani. anume? Au o direcție banii ăștia, adică Nu, ceva? probabil Pentru comună. da. Se alocă și de la stat Au Da, pierderea știu. locală cu de TVA. Aha. Cred că de Dar, acolo vine. nu știu, parcuri, e făcut un parc, nu? Nu. Deci, comunele în jurul nostru au. Comunele în jurul dumneavoastră, eu vă dau un exemplu, la Solunț. S-a făcut un parc acolo, cred că în Pentru. 2015. L-am fotografiat la un moment dat. E un parc, dacă îl vezi, te apucă râsul, plânsul, că e pe banii noștri. Un parc făcut peste un firicel de apă Ah, da, mai e mare, îl știți pe râul ăla? Soluțului. Da, Știu asta e zonă. o punte de Ah, da, știu, făcut dar la baza unui în deal. comuna Solons, dar e Da. prin Comuna. Sărata, prin Sărata Da. este. Sărata, da, așa. Eu Da, zic de comuna, îl că a spus de știu, îl comună știu. vecină. Dar și la Ludaș Deci, este pe ăla să marginea facem drumului. locația aia, parcul ăla,
Bine, bineînțeles că în 3 ani de, deja scrâncebelele nu mai sunt funcționabile. Mă uitam acum recent, bălării, nu mai, acolo nu poți să-ți duci copilul, adică s-a dus și l-a costat niște bani. Dar cum să-l facem locația aia? Deci acolo, acolo pasc oile, vacile, de acolo nu-i loc pentru parc. Da, la noi, la noi spațiul ar fi, dar... Terenul e altfel, da, e mai întins. Doar că nu se... Deci nu aveți un parc? Nu, nu avem, nu avem. Au fost, nu știu, tot prin programele astea de dezvoltare locală, s-au făcut bănci ca să le așeze pe marginea drumurilor, da? Și cum s-a întâmplat că majoritatea acestor bănci au ajuns în curțile oamenilor. Da. E bine și în curțile oamenilor, adică în beneficiu nostru totuși, până la urmă. Bine că n-au plecat prin alte comune. Banii. Incredibil, de să ai o comună de 5.000, 4.000, nu știu, mii de locuitori, bănuiesc că vreo 500 de copii toți sunt, 400. La populația asta nu cred că nu sunt. Hai, 300 de copii, nu să n-ai un parc făcut acolo, nu știu, da, dar într-o este, zonă mai centrală. Adică, da, este un proiect pe care eu aș vrea să-l un proiect legat de, pentru, legat pentru de un loc de joacă pentru copii, da. Pentru că eu zic că e important să creăm un minim de condiții pentru... Pentru că acei copii, clar, nu au acces, nu știu, copiii nu merg nici la mall, copiii din Pârjol nu văd, da, nici... Da, sunt mulți care nu... Filme și probabil 3D părinții la cinema, nu-și permit, da, să-i... Măcar un banal plin parc unde să-i, ceva să-i, să le oferi într-o copilărie și așa săracă. În Târgu Ocna am văzut parcul Măgura. Eu nu știu istoria lui. E relativ nou sau e... Este renovat în 2004. E refăcut acum. E renovat, făcut așa. Este un strand. E frumușel. Un strand l-am văzut normal. Pe margine. Era un proiectul inițial și un centru balnear pentru recuperare, dar ăla a picat din proiect. Da, păi e păcat. E un strand de la Salina, la... care este cu apă sărată, dar ce calea de acces este peste cale ferată din mină, trebuie să treci de la gara Salina până acolo. E o mare problemă, o cale de acces la noi în România pentru să ai și acolo este așa facilități. Este strand cu apă sărată direct de mină. Deci nemții, nu știu, alte țări ar face trec orice pentru... Da, trec pe sap pe sub ocean pentru fac ceva și noi stăm cu lucrurile astea sub nas și nu avem multe rup. Străzi nereabilitate, în noroaie, fără noroaie, că nu mai apă, că noroaiele scot doamna Viorica. Da, noroaie nu mai avem. Primul ministru al României și nu mai discutăm noroaie. Acel drum, e un pod acolo la ieșire din Târgu Ocna spre Slănic Moldova, lângă parcul Măgura, cumva, da, eu nu știu vei spui, care am văzut astăzi că au fost probleme de la inundații, cumva, nu mai e funcționabil. Nu, e vechi? Nu, ăla nu mai e funcționabil, din, cred că de-ainte Revoluție. Da? Le făcut de italieni, podul. Și am văzut că e un pod mai... Da, ăla e făcut nou. Când la reabilitat a făcut podul parcului, ăsta ca să treacă în varianta lui Olan, al Conepo, și după aceea podul care e de fier, care l-a luat apa în 2005, cred că, când a luat rotul și când a rupt conducta de apă și rețeaua. Nu știu, în Târgu Ocna există rețea centralizată de încălzire. Cum au încălzire cu centrale proprie. Centrale proprie, doar atât. Centrale proprie, da. N-a fost în Târgu Ocna. A fost cândva, dar nu era rentabilă și s-a renunțat la proiectul ăsta. Și e pe gaz. Toată lumea e pe gaz. Sunt cartiere și fără gaz, care sunt, cu toate că gazul este... În Târgu Ocna sunt cartiere fără gaze. Adică gazul acolo, adică... Este. Magistrala trece pe la noi. Aha. Magistrala trece pe la noi. Deci sunt cartiere și fără... Da. Cum e Poieni, Mosoare, partea aia, bucată, partea din Gălean, nu are gaz și ajunge până aproape de Dan Cucu, unde are depozit de termopane care face... Apropo Dan de... Polo. Că spuneți de depozit de fabrică, deci... Cum e cu economia, deși economia e prea mult spus?
au fost fabrici, mai sunt, mai produce cineva, e vreun patron care mai produce ceva în Târgu Ocna? Este Dan Prodo care merge, are foarte mult să angaje, are, se dezvoltă de la zice, trece Dan Prodo, este Coșna. Da, deci sunt, Coșna. Da, sunt. Sunt, se mai produce ceva, nu? Da, se produce, e, nu da. La nivel care a fost. Locul de muncă pentru tineri greu. Am văzut astăzi la liceul ăsta, liceul din, de pe stat principal. Eu nu a, Costache Negri. Costache Negri. E plin de copii, deci e, da, sunt copii sunt mulți acolo. Comunele sunt limitrofe. Erau trotuarele pline ochi de, da, de copii. Da, vin cu autobuzele dimineața. Sunt mulți copii. Unde vor lucra copiii ăștia? Ce drum vor alege ei? Majoritatea... Mă gândeam ce drum vor, poți să alegi fiind în Târgu Ocna. Multe lume se orientează spre școală. Numai asta aveți copii? Am și eu doi. Și... Să vă tăiască. În ce direcție, nu știu, i-ați îndrumat, în ce direcție credeți că o vor lua? Fata s-a hotărât că e să dreptețea, să urmeze medicină și băiatul, deocamdată nouă, mai vedem medicina undeva la... Medicina și va pleca, poate, da. Probabil. E, poate va rămâne în zonă, nu se știe. Și că dacă tot am luat la medicină, Târgu Ocna nu există niciun spital, nu există spital, s-a închis. Nu există spital? Nu există. Și cei care au nevoie au urgență unde? Care este un mic centru de prim ajutor cu ambulanță, Sălnicul nu există spital în Sălnic Moldova, n-a existat niciodată, Comăneștiul e pe cale să-l închidă după ce domnul Viorel Miron l-a pus pe picioare, reabilitat pe fonduri europene și... Și înseamnă că se merge la Onești. Da. Deci toate voile, toate locațiile alea sunt pe Onești. Sunt pe Onești. Păi Oneștiul are cam mult de suportat. Că dacă stau și mă gândesc da, că are până toată în comuna Ștefan cel Mare... Ștefan cel Mare, partea asta lantă până la Livez, la Feregiu. Da. Cam greu pentru... Oitus, partea lantă, Mănăstirea Cașin și... Ar fi prins bine un spital totuși. Da, avem centru de recuperare cu persoane cu dizabilități în locul spitalului. E bun și ăla, dar totuși un spital, deci e departe, deci dacă cineva, nu știu, în cazul de stop cardiac, de lucruri astea... De la Sălnicul Tofteana, deci de la... îi trebuie până vine, trebuie cel puțin jumătate de oră și e fatal. Dar de la Sălnicul Moldova nu mai are nicio șansă omul. Mai ales cum a fost drum, n-aveau drumuri. Dispensar, e o problemă și cu dispensarele la comună, cu medicii de familie care sunt prin sate. Dumneavoastră știți să treaba e ok acolo? Există un dispensar, adică bătrânica aia care se îmbolnăvește cumva, are unde merge sau trebuie să meargă tot la Bacău? Nu, există un dispensar, este funcționabil. Bănuiesc și o farmacie pentru că se fac bani. Nu, s-a închis farmacia. S-a închis? Eu n-am mai auzit până acum farmacie închisă. Da. Deci un nu, dar nu avea, nu avea, nu era. Pe medicamentele cum nu avea? Deci mă frapați, adică deci farmacie multe... închisă? Da, nu știu, era. Sunt oameni sănătoși, înseamnă acolo. N-au nevoie de medicamente. E ciudat, adică eu nu cunosc în Bacău să se fie închisă vreo farmacie. Nu, s-a încercat chiar și în Pustiana, a fost o tentativă cu o farmacie. Dar așa, dacă aveți nevoie de o pastilă, de o rețetă... Era la Pârjol, dar de câte ori mergeai, aveau doar un minim de și acum, medicamente. Și acum, unde mergeți dumneavoastră dacă aveți nevoie de o rețetă la copil? Cea mai apropiată este la Ardeoani. La Ardeoani. De școala acolo. Interesant că nici farmaciile nu bine, mai dar merg. Mulți nu știu și se duc direct la Moinești. E mai simplu. Da, și ai și poate și de unde alege și mai găsești sigur decât totuși la Ardeoan, nu cred că na, e o farmacie, bănuiesc și... Nu, e dotată, să știți, da? Eu am fost, da, am fost acolo la dentist și... Da, e interesant. Dacă tot revine la farmacie, la Târgu Ocna sunt 5. Doar 5? Doar 5, 4, deci, dar programul lor începe la ora 8, termină undeva la ora 7, 6... Și ca un oraș nu, turistic. Nu este niciun... Niciuna nu este non-stop, dar sau măcar să fie dimineața de la 6 pe rotație până seara la 10. Că dacă cumva s-a întâmplat ceva cu un copil sau cu un bolnav, are nevoie de o pastilă, să-i vină cu ora 2, s-a terminat. Da, e lucru mare. Trebuie să aștept până luni.
Deci n-ai un spital în apropiere, n-ai de unde lua, nu știu, o pastilă, un calmant, ceva. Nu știu, pe mine... Sunt turist, sunt, e oraș de tranzit, până la și ora de tranzit. Și eu când mă gândesc că stau la 600 de metri de spitalul județean și am ajuns, m-am dus pe jos când am putut, când mi-a fost rău, deci n-aș putea concepe, adică e dificil să te gândești că n-ai de unde lua o pastilă, o injecție, nu știu, ceva care mai amelioreze până să-ți vină salvarea și până... Dar stația de salvare există este, acolo. Stația soare este. A, măcar atât, este, adică... Stația este. În fosta clădire a maternității există stația de salvare. A, spre, cum o luați spre Bulgărești, pe dreapta, nu? Secția de jandarmi. Da. A, dar aveți și unitate de jandarmi da, împreună? Da, aveți unitate de jandarmi. Da. Poliția locală nu aveam, dar avem unitate de jandarmi. Da, nu noi prea... avem poliție locală. Da, păi trebuie să fie poliție locală în orice... Da, bine că nu aveți jandarmi, sunt alte calități. Dar jandarmii în Târgu Ocna bănuiesc că n-au fost proteste atât de violente încât să intervină jandarmii. A, că a fost anunțat că au făcut un pune venim pe Facebook și că cu... Că s-a zis mă secretarii Consiliului și au anunțat că și ne-au chemat la jandarmi și am dat declarație da? Că nu face nimic. Că nu vine veste legal, bine. Deci s-a ajuns până la a fi chemat din cauza... L-au sunat. Da, au fost sunat și ne-au chemat pentru că la... am creat un eveniment pe Facebook? Da. Păi și am creat... Uite ce scrie. Că nu scrie protest, nu scrie nimic. Ah, e, ce că așa mi-au spus. Păi și eu am creat evenimente. Și au fost trei sau patru secretarii de Consiliu. Jos era o mașină, un Logan cu 4 sau 5 și în curte era un Duster în curte cu 3 sau 4. Deci nu eram 4, erau 8. Da, dumneavoastră participați, mergeți la ședințele Consiliului Local? Am participat, majoritatea particip. E bine, pentru că trebuie luat pulsul și văzut. Cum este, că nu... Da, la... Probabil că nu o să aveți, sau nu se știe niciodată, majoritate în Consiliul Local, dar... Niciodată nu se știe. Niciodată nu se știe, niciodată. Corect, da. Nici, când a fost CDR-ul, că... n-a crezut nimeni. Corect, da, da. Au fost schimbare. Avem precedent. Eu asta și... spuneam, că vor altceva. Și acum românii vor schimbare, clar că vor schimbare. Vor fi ceva ca la CDR. Acum, barometrul vedeam la dumneavoastră sperați să fie schimbarea cu Alianța USR Plus. Schimbare va fi și părerea mea personală e că nu vor mai putea să o ducă mult. Și va fi o schimbare, însă pe noi, cetățenii de rând, ne interesează ce schimbare, deci trebuie să știm, să înțelegem, să fim lămuriți, să fim convinși de dumneavoastră că sunteți cei pe care merită să-i votăm, sunteți cei pe care, cei care vreți să faceți ceva. Pentru că cetățeanul de rând mereu va blama pe cel care vine în fața televizorului, la microfoane, că așa au spus toți. Deci, pentru că avem lucrul ăsta, deci așa ne-au spus toți, că facem, dregem, ei, la un moment dat s-a rupt. Ați văzut, de exemplu, pe doamna senatoare de la Vaslui, celebru deja, clipul, da? Ați văzut ce aroganță și cum se adresează unor reporteri. Credeți că în campania dumneiei electorală care a făcut-o în teren, credeți că a avut același comportament? Sau a fost pusă pe listă și a fost aleasă efectiv ca număr, cum era, nu știu să explic exact. Deci n-am votat omul, am votat partidul și partidul a pus da, pe listă. Mai... Deci cetățeanul nici n-a știut ce votează. Listă, sperăm să treacă și inițiativa USR Plus, oameni noi în politică. În ce stadiu e? Este la Curtea Constituțională. Și ce ar urma, ce ar, adică... Trebuie să treacă de curte și acolo e mult mai simplu, că e lege organică, în Parlament trebuie o majoritate simplă. Nu trebuie să două treimi ca la modificare de Constituție. Da, mulți români nici n-au înțeles, de fapt, ce se schimbă, deci ce poate schimba inițiativa asta, ce se întâmplă, în primul rând, într-un final să fie primarul ales în două tururi. Adică... Primarul. Mai inițiativa asta, dacă trece de tot... Da, va fi primar în două tururi. În două tururi. Și ca alt exemplu, dacă, să zic, un exemplu, va fi un fel de vot uninominal. Dacă USR-ul are 5 mandate,
Da. 5. Și locul 8 sau 10. Are mai multe decât bucățica care a rămas de la redistribuire de chip, da. 70, va intra și ăsta are 80, va intra la pe locul 5. De baza la care are mai multe voturi. Un fel de uninominal. Se pune ștampila pe om, nu pe partid. Da, păi asta vrem și cred că asta doresc toți românii, că ne-am cam săturat să tot votăm neapărat partidul. Și... adică ne-ar cam interesa și omul în sine, că degeaba. Nu știu, o fi, deși cei care mă cunosc știu ce dragoste port eu partidului de guvernământ, dar o fi vreun om, vreun parlamentar, vreun senator, vreun consilier PSD prin țara asta, care face treabă, nu știu, e la locul lui, e ok, o fi. Sunt, nu, adică nu, nu toți bănuiesc că nu putem din generalizi. 3 milioane de membri sau nu știu, din sute de consilieri, din mii de consilieri, nu cred că toți sunt. Nu, sunt, nu. Sunt oameni cu... Ei, și tocmai că vrem să alegem să cunoaștem omul în sine și nu vrem să-l cunoaștem doar în campaniile electorale. Că eu acum îi văd la Bacău iarăși, îi văd, sunt foarte vizibili acum. Acum dau din coate, acum îi vezi peste tot, conferințe de presă. Ei, după campania de la asta, de la electorale, de la europarlamentare, mă tem că nu îi vom mai vedea ba până da, la... Ba da, îi vom vedea că urmează... A, dar mai e o mică pauză. Vine, mai e o mică vine pauză. Vara, vin tichete de vacanță, da. vine vacanța... O mică pauză, da. Parlamentarilor și nu-i mai vedem. Ar trebui să gândesc că mandatul lor e 4 ani. Trec repede 4 ani. Trec repede, parcă ultimii 4 ăștia au trecut mai cam greu. Trec mai greu și cu prea multe păcate în spate. Eu mi-aș dori să fie ceva nou, oameni noi, sună bine. E un mesaj care, ca de altfel toate mesajele vechi, că să fim serioși, că și mesajul PSD-ului din 2016 a prins. A fost un mesaj bun, însă a fost doar pe hârtie scris. Da, fără suport. Dar cine știe înainte de ce va fi, ce oameni. De asta alianța noastră va trebui cu siguranță să-și aleagă niște oameni și să fie atenți la cei care intră în partid, chiar și dacă nu va conveni statutul partidului pentru mulți. Pentru că dacă nu veți avea oameni de calitate, va fi greu să duceți mesajul ăsta în continuare. Și cum, poate cum știți, USR-ul, înainte de campania, înainte de a intra, de să face listele pentru campania, pentru alegerile europarlamentare, s-au făcut o campanie internă pe toată țara, cu toți candidații și s-au făcut un vot al membrilor USR. Un vot. Care a fost cel mai bun, s-a întors lista și așa au fost puși în ordinea cum au avut voturile. La un fel te cunosc de undeva, cum toată lumea știe. Da, 9.8. Da. Și care a fost cel mai bun, că s-a întors lista, ăla a fost. N-a fost impus nimeni de la centru. A fost impus. N-a pus. Însă... Deci a fost votul. Deci așa au fost dialoguri, au fost dezbateri publice și... Da, știu că le-am văzut la un moment dat. La un moment și automat nu i-am pus pe nimeni de la centru. Și cu domnul Lucian Sanchez, i-am zis că... Că nu vă impunem noi pe nimeni. Voi vă organizați, voi vă votați între voi, voi vă știți. Eu n-am să vă știu pe voi. Să vă pun eu ordine pe listă. Lucrurile astea sunt cunoscute de către cetățeni și dau bine. Nu ai cum să spui că nu dau bine. Ele trebuie să continue, deci transparența asta și felul ăsta de a aborda politica va trebui să continue. Pentru că Alianța USR Plus e pe val. Da. Cumva. Adică nu putem spune că e în cădere, va trebui să continuați în forță, pentru că nu e ușor și sunt puțini membri, munca trebuie depusă de mai puțini membri și e o mare masă de oameni care va trebui să fie convinsă. Am văzut că la 200 de voluntari, de membri la Giurgiu, sau Telemann, da. Unde a fost? Au fost la Giurgiu. Au fost din poartă în poartă pentru că Poșta Națională a refuzat da. Să... Da, și au fost din poartă în poartă. Chiar a fost un gest frumos. Adică, și e muncă. Eu asta spun, e muncă. Eu n-aș avea timp să fac lucrurile astea ca și membru al vreunui partid. Da. Sunt oameni care își omoară timpul liber. Mult timp liber.
fără, că bă, dar ce zi, nu stă nimic, ce zi, umplăm, asta faci. Păi așa, deci da, asta, da, păi așa ne suntem obișnuiți, da. Ce câștigi, cât câștigi? Ceva. Dumneavoastră, ca ocupație acum, mai mergeți în afară sau? Nu, de 3 ani sunt acasă. Sunteți acasă? Da. Și aveți timp să vă ocupați și de USR, în timpul liber, adică... Găsesc, pentru că... mă împinge. Da, cum și eu de altfel găsesc timp să eu suntem pe fugă pentru a ne implica în ceea ce ne place nouă, că dacă, nu putem fiecare. Dacă dorim într-adevăr să schimbăm ceva, trebuie să facem sacrificii, să depunem eforturi. Sunt sacrificii, clar. Pentru că altfel nu vom reuși. Pentru că la un moment dat și familia rămâne cumva în urmă la un moment dat. Sunt porțiuni de timp în care familia rămâne puțin în urmă. Adică poate vii de la muncă, ai de făcut ceva. Compensăm. Compensăm la europarlamentare, la locale și la prezidențiale, nu? Nu, când, compensăm. Când va veni Victoria și... Da. Și atunci... Va veni o mulțumire sufletească. Păi, da, atunci va trebui să munciți și mai mult. Atunci va fi adevărata muncă. Abia acum, atunci când dumneavoastră veți fi, nu știu, zic așa un scenariu, veți fi aleasă primar al Comunei Pârjol, că de ce, doar, se poate orice. Da, oricum vreau să candidez. Bravo, foarte frumos. Dar abia atunci începe munca adevărată. Aici e mai simplu. Dar când ajungi într-o funcție acolo sus și când știi ce ai promis și când știi cât ai luptat, ca să-l convingi omul că vrei să faci bine și că vei face. Și eu zic că va trebui să aveți mare grijă la ce anume promiteți, pentru că vedeți ce au pățit. Da, da. Pentru că vedeți ce au pățit cei din urmă și pățesc noi. Trebuie să promitem lucruri realizabile. Noi ca și presă și mai ales eu abia aștept după ușă să văd că a promis lucrul ăla, că a zis că așa va fi și cetățeanul. Cu siguranță sunt atent la ceea ce promiteți. Poate că e prea mult spus. La tot ceea ce spuneți trebuie să fie o mare grijă la lucrurile care vi le doriți. Dacă ați, nu știu, dacă ați să facem așa un scenariu de desene animate, dacă ați fi de mâine primarul Comunei Pârjol, v-ați trezi primarul Comunei Pârjol, nu știu, ar fi un lucru, spuneți-mi un lucru, ceva anume de care v-ați apuca la modul cel mai urgent. Ce credeți dumneavoastră că trebuie, în primul rând, că sunt mai multe, bun, dar primul lucru, ce ați face? Ce v-ați dori? Ce credeți că e bun? Aș începe cu reabilitarea școlilor. Deci cu reabilitarea școlilor. Da. Școlile credeți că sunt cea mai mare problemă acolo? Da, pentru că sunt în condiții deplorabile pentru copii, nu știu. Și acei copii, ceva... cultura ucide, cum îmi place mie să spun. Păi toate pornesc de la cultură, educație. Nu? Trebuie să educăm copiii dacă vrem să avem... Dar nu ne zbatem viitor prea mult să-i educăm dacă nu ne dorim să fie educați. Adică unii nu-și doresc să fie prea educați. Păi normal, pentru că să așa, poată fi controlați. Îi ducem puțin la săptămână, altfel îi învârtim și nu trebuie nici prea mult. Dar fără educație nu vom fi. Și bănuiesc acolo în Pârjol e mai greu să... Sunt mame care și-au dus copiii la școală la Ardeoan. Pentru că și eu mă gândesc la asta. Dar e un efort imens, adică e departe. Da, dar dacă vrei să-i oferi o educație decentă copilului, nu ai de ales. Nu neapărat să-ți dorești, dar poate nu pot unii. Adică există transport, microbuzele alea de transport? Microbuzele școlare. Școlare, da. Și aia e... problemă. Există? Există, nu știu. Am văzut în Pârjol. Două sunt. Am văzut la un moment dat. Da, dar păi bineînțeles că... Pentru cei care fac în Ardeoan, cum faci în Aveta? Mamele fac prin rotație, cu mașina proprie,
O să sunt patru și împart luna la patru, fiecare o Te dai un săptămână. efort pe care nu poate să-l susțină chiar, adică totuși e comuna prăjor, adică bănuiesc că nu Câte au un loc de kilometri? muncă Deci foarte bine plătit. este o problemă destul de serioasă acolo, pentru că sunt copii, sunt clasele comasate, deci clasa 0 cu clasa 4. Este absurd. Cum În adică nu aceeași. fiecare, nu există pe Nu, clase nu, copii? pentru că sunt copii puțini Puțini. și da, clasa 0 cu clasa 4, A patra? exact, nu Pe cl nu clasa 0 nu poți. e cea care e înainte de grădinițe? Da, cum poți Înainte. să predai la o diferență de 3-4 Dar ani? poate că e un avantaj, poate că cel de la clasa 0 prinde informația celui predată la clasa 4 Sau și invers. devin, sau invers, mai rău invers. E o problemă cu educația, pentru că mai ales în zonele astea mai sărăcăcioase totuși, adică Comuna Prujol nu e nici în coada unui clasament făcut pe județ, dar nu e nici în vârf. Noroc de cei plecați în afară. Da, Sunt păi mulți plecați. ei sunt, da, foarte mulți. La noi, foarte mulți tineri, majoritatea, deci au rămas foarte puțini acasă. Care, deci ce ocupație, nu știu, ca Cei tânăr, vin din eu, cei puțini care au rămas sunt useriști da? din Nu știu, eu nevoie. mâine mă mut în Prăjol, îmi cumpăr o casă acolo, mă mut în Prăjol. Unde pot lucra eu? Nu știu, cum pot avea un job? Unde pot avea un job? Cum pot câștiga Nicăieri. La Moine. existența? Cum la Nicăieri. Moinești? Păi sunt 50 km, 4, 40, Dacă nu 40. aveți niciun venit, Deci acolo, eventual bun, că faceți o cine... cerere pentru ajutor Atât de ajutor social. social. Sunt la primar. Sunt, nu știu dacă știți chiar situația exactă a numărului de asistat social acolo. Nu știu, dar sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți. Da. Pe de altă parte, haideți să nu ne gândim că poți trăi din ajutorul la social. Ăla e undeva Nu, cuprins între dar 130 de lei și 400 și un pic, parcă așa. da, Depinde de membrii familiei, depinde de mai multe 140. criterii. Da, dar nu știu cât. Păi bine, dacă ai 8 membri și nu știu, îți dai 7 milioane, 700 de lei noi, nu știu cât poți să acoperi totuși. Adică nu poți trăi chiar doar din Păi, dar ajutor mai trăiesc social. din Nu, nu. curte, mai cresc animale sau ceva de genul. Păi da, dar când vine factura la Da, nu energie poți să. electrică, Da, nu nu poți poți să da două plătești găini, în nu natură. poți da două găini și plătești factura. E cam greu. Deci acolo n-aș avea niciun viitor. De fapt, nici în Târgu Ocna, nu știu. Acolo a fost În acolo, Târgu zonă Ocna... petrolieră. Da? Dar au A, a fost fost... păcat de câmpieni acolo, au fost Da, atâtea dar... sonde, au fost, nu... Acum A fost nu... Deci nu CAP-ul și mai e. toate alea acolo. Este, dar bineînțeles, cum e totul mecanizat, Mai nu mai puțin. sunt... În Sunt Târgu foarte Ocna. puțini angajați la mazarine, Aha. pentru că s-a trecut... Ah, dar mai, s-a încă ar concesionat. mai funcționa cumva. Mai e ceva, adică Da, dar sunt puțini. Eu acum puțin. nu știu dacă sunt 5, nu vreau să Aha, spun lucruri. Nu știu dacă sunt 5 angajați la petrol. Deci nu cred că e o șansă. da. Deci dacă nu ești bătrân și bătrân în vârstă și să fi prins o pensie, greu. Nu ai nicio șansă. Eventual la o alimentară. Dar La câte o alimentare cărciumă. aveți? Dar câte alimentare aveți în Prăjol? Doar nu Sunt toată multe lumea, cărciumi, sunt toată lumea multe lucrează cărciumi. la alimentară și banii e un rulaj inter sau cum? Adică Îți plătești eu timp la cumpăr de la pensie. tine, tu de la mine Sunt pentru multe că ai. cărciumi. Cărciumi sunt peste tot, alea nu sunt, nu duc lipsă de cărciumi. Cunosc în Prăjol, știu, chiar am livrat pe la... Sunt, acolo merge, deci bani pentru cărciumă sunt. Se Ne găsesc. plângem. Păi și asta e o strategie pentru voturi. Da, bineînțeles, dar Cei asta a fost care mereu. au cont Da, cei care au cont au pot să aibă în obligația continuare, morală, pot să aibă în continuare da, în schimbul unei dacă semnături beau apa plată sau. care trebuie. În Târgu Ocna, nu știu, ca tânăr e o perspectivă, nu știu, să vină cineva din afară să se mute prin Târgu Ocna să-și găsească de muncă, nu cred. Nu, la Târgu Ocna
Norocul este că sunt, este spitalul penitenciar, școala națională penitenciară și centrul de educare, care sunt o grămadă de persoane care lucrează acolo între ori. Deci ele trei salvează cumva... Ele salvează de acolo și pensionare care sunt... Și pe lângă ele mai este Coșna, care e reducarea lemnului, cum a dat în produ, deci mai sunt, da. Și mai sunt aia mai micuți. Ca de că Hotel Măgura, care are o grămadă de angajați, care e Hotelul Măgura, cu centru spa, cu centru balneo climaterii, cu că Salina Târgu Ocna, să nu uităm, Salina Târgu Ocna, da. Șchiera de forar Târgu Ocna s-a închis de mult, a, deci, e de vânzare. Eu nu știu exact situația, Salina funcționează, deci da, funcționează. Iese da, are sare din ea. Peste adică... 200 de angajați. A, da. A, păi atunci de asta probabil livrează, că încă mai... Da, livrează. Și totuși nu revăd în orașul ăla o bunăstare așa, adică nu văd. Chiar m-am uitat mai atent astăzi, știind că veniți dumneavoastră în emisiune, să observ ceva, nu știu, mi s-a părut un oraș trist totuși. Un oraș pensionar. Trist de pensionari. Sunt plecați și din tribunat. Nu, dar nu sunt, dar așa arată. Un oraș boiem. Da. Dar bănuiesc că sunt plecați, ca din toată da, România sunt plecați. Și probabil că mulți mai ajută la economia. Da, că sunt mulți care au lucrat în sistemul de petrol și au plecat pe platforme afară. Și acolo au venit cu investiții care au... Și totuși, adică economia la noi duduie și tinerii pleacă în afară. Deci cam ciudat. Depinde economia de ce parte. Da, depinde pe care parte duduie, nu? Numai să nu bubuie eventual prima nasolă. Da. Despre alianța care e formată de curând, de anul ăsta, da. la europarlamentare am înțeles că sunteți împreună, nu? Deci, da, la europarlamentare. Să mergem împreună. Da, după azi nu se știe. În seara după europarlamentare. Bun, dar plus, alianța USR Plus, dar în Târgu Ocna, alianța USR Plus ce ar însemna? Doar membrii USR sau există și Plus? Ei sunt simpatizanți, deocamdată ei sunt la început, nu sunt organizați pe filiale, de-abia în 2 ani de zile de-am reușit noi să ne chegăm da, în structură. Este câteva luni de zile până au reușit, că au avut piedicile care le-au avut la nivel național cu înregistrarea partidului domnul Dacian Cioloș, până la urmă au reușit. Pe ascuns să-l facă, trebuia să... Da, trebuiau să-l facă, ne? Da, că la n-am putut. Sperăm să avem... 1109. Și acum vedem ce... Să vedem ce urmează, nu? Ce urmează. Va fi o campanie puternică pentru europarlamentarii, care va fi, părerea mea, un barometru. Da. Va fi clar un barometru pentru... se vor așeza niște disipuri așa mișcătoare, da, și vom ști cam pe unde... Și abia atunci veți ști cam pe unde sunteți, părerea mea. Da, se vor pentru că sondajele sunt tot felul de sondaje. Da, sondajele nu sunt depinde cine îl comandă. Da, nu știu, la un sondaj cam pe unde s-ar învârti alianța USR Plus? Era un 20%, mă uitam într-o zi pe un sondaj de la Moise Guran. Dacă ar fi numai PNL-ul și USR Plus pe listă, ce-ar vota? A, și ce o chestie de 90%. A, da, PNL-ul. Face fel de... Da, da, PNL-ul va lua mult mai mult. Eu cred, da, mai clar. Este domnul Iohannis, care este președinte, care e cât de cât un motor pentru PNL. Ținta pe USR Plus s-ar duce undeva, s-ar duce undeva. Eu sper să avem 20. Să avem 10 europarlamentari din partea noastră. 10 europarlamentari. Eu așa sper. Să avem 10. Nu, problema este și rog lumea să iasă la vot, atât. Atât. Da. Oricum că, lor ies. Mașina lor de vot merge. Eu mă gândesc că deși nu se înghesuie cetățeanul, va fi referendum pe justiție, va fi referendumul cu boicotare, cu ce va fi. Lumea nu se înghesuie acum să vină la sediile, nu știu, la sediile alianții USR Plus, la fiecare din partidele astea două. Nu, dar la vot, la cabina de vot. Dar să știți că de votat sunt mulți care vor vota. Nu, dar să oricum să vină, să fie procentul mult mai mare la vot, ca de obicei la europarlamentare. Sper să fie 60-65% măcar să iasă. Că de obicei spune, ce mă interesează mine europarlamentul, la primar să înghesuie, că vei primarul, consiliul local și... Nu cred că...
Întreabă, nu cred că vor ieși chiar 65%. Nu are de unde. Nu prea are de unde. Ba de da, asta poate zic. De ce nu? Sunt românii care sunt plecați în străinătate, poate să voteze în diaspora. Unde sunt secții de votat la consulate și ambasade. Da, de sperăm ca românii din afară să ducă la vot. Să meargă la vot acolo. De obicei ea votează. Pentru că diaspora... O schimba toată clasa politică, pe noapte, într-o noapte. Acolo. Da, știm povestea. Sperăm să iasă Mihaela, la vot și... dragostea mea sau și toate da. Alea. Sperăm ca diaspora să iasă... Ea a cam ieșit, a cam da. Contat întotdeauna și... Mai ales este Uniunea Europeană, știi? Parlamentul din câte European știm... Sunt, din câte știm, diaspora a cam contat și la ultima, și ultima dată a contat și va conta. Și știm că diaspora e cumva orientată dreaptă, invers decât da, ce vedem în România de astăzi. Cam greu, mai ales după evenimentul de 10 august. Deci au pierdut mult. Eu n-am înțeles de fapt... Scopului, n-am înțeles ce au vrut de fapt să cei din guvern, cei din PSD, eu nu știu de fapt, n-am înțeles niciodată de când s-a întâmplat atunci cu protestul, ce au vrut de fapt să oprească. Nu intra nimeni în Parlament, n-aș crede că intrau dar și nu suntem era, nici la dar ruși, nu s-au gândit la ora asta, la așa ceva, nu s-au gândit nici ei. Nu s-au gândit. Ei au vrut să stopeze ceva care, adică nu știu, eu cred că și-au aprins paie în cap efectiv degeaba. Părerea mea este că au vrut să aplice legea punului în gură. Să stopeze orice, au dat imediat legea cu, care... cu protestele, nu poate, deci zic eu, asta e bună, n-ai voie deci să miști au mai front. Fost proteste, doar au mai fost proteste, da, da, nu, fără probleme, fără da. Nimic. Au fost ăla ai mei, cu aia în alb. Da, în, momentul, da, da, în momentul când tu aduci mii de jandarmi în față și tunuri de apă, și normal că... instici cumva și provoci cumva. Dar și la război, dacă ne ridicăm mâinile deja nu mai are corect, ce să faci. Da, da. Păi când ne ridicăm mâinile și o dai în el deja mai vrei să tragă. E mai mult decât atât. Au da. Copii, ce au dus copii acolo, asta este. Și după 10 august piața Universității a rămas curată. Da, păi după protestul celălalt au adunat o săptămână. Da, da. Deci să vedeți cam ce fel de oameni au fost într-o parte și în altă. Că au fost duși, cum i-au găsit la toate sperăm companiile. Sperăm să scăpăm, să schimbăm ceva în România. Credeți că, se va schimba ceva totuși? Dacă cu sistemul ăsta care e rădăcinat atât de puternic? Da, cred că se poate. Că n-au, nici ai lor, normal, nici ai lor nu s-au mulțumit de liderul de grup, de președinte. Au mai fost scăpări așa, dar... Nu sunt. De nu știu ce alor nu sunt. De ce nu sunt? Că de la 50 cât au avut ei la 100, Liviu Dragnea au reușit să-i ducă sub 25. Și automat își pierd mandatele. De consilier local, de consilier județean, da. De deputat, își pierd mandatele. Una e să ai păi, 400 de mandate de parlamentar, să-ți vină de la bugetul ăsta 40 de milioane de euro, și una e să ai 50 de... Așa îți vină numai 10 milioane. E în funcție de... De număr parlamentar se alocă bani de la bugetul statului pentru cabinete parlamentare. Și fiecare... Da, nu-i consumă pe toți. Păi una e să ai 20 de parlamentari, pui cum e USR-ul. Ne-am permis să punem, să zic, 1000 de benere în toată țara. Da. Dar ei, dacă sunt, au buget foarte mare, au pus 20.000. În funcție de benere. Că nu-ți dă nimeni pe credit. Da, bine, da, trebuie da, să-l cumpe. Normal. Cineva ți-l face. Sau dacă ți-l face, trebuie să-i plătești un serviciu după aia. Eu vreau să cred că acele benere pe care, de care dăm cu capul în ghilimele peste tot acum nu prea mai contează. Nu, nu prea mai păcălești omul, pentru că nu mai ești nici în 1996, nici în 2000. Sau e 90. Mai greu cu mâzgălele astea pe benerele alea. Adică când bani vezi cheltuit. Că merg la Bruxelles pentru autostrăzi. Adică pe cine mai poți să mai... Pe cine nu mai păcălești, nu știu. Mesajele astea, centuri, insule, centura reabilitări, autostrăzi, 10 ore când o scoți. Deci lucruri, aeroportul, așa, deci toate... Deci practic se scrie acolo toate lucrurile de care avem nevoie, dar care nu le avem.
Eu nu cred că mesajele astea, nu cred. Vreau să... De ce nu credeți? Eu vreau să cred că eu sunt optimist. Nu mai e. Eu sunt optimist. Nu. Pe mesajul lor scrie așa, deci România merită mai mult. Nu, eu nu cred. Poate de nu, dar mesajul lor crede, nu? De nu, dar asta... Merită mai mult. Merită mai mult. Deci mai merită mai mult decât ei. Decât avem. Da. Decât păi și asta e mesajul lor. Cât mai mult. Că eu zic, nu, eu zic că mai greu o să mai păcălim acum prin mesaje din astea populiste și tot felul de... Mai greu. Pentru că, cum spuneați, la Prăjol nu mai sunt tineri aia care erau acum 20 de ani, care mergeau cu ziua la prășit, poate. Sunt, cu siguranță. Tineri care au fost plecați, care... și câștigau pâinea la prășit și fără prea multe educații, ei, au fost puțin prin afară. Au mai văzut și Notre-Dame-ul, care, din păcate, a luat foc, au mai văzut și niște educație, niște cultură, niște lucruri normale acolo. Și eu zic că numai cei din PSD nu mai au acea masă de oameni care au avut-o acum 8 ani, 12 ani. Cu siguranță că nu. Nu mai este, da. Nu mai au. Au pierdut. Cât au pierdut, vom vedea pe 26 pe mai, în prima fază. Da. Mai sunt exact 40 de zile. Cam așa mai sunt. În jur de 40, sună, 41, da. Sună foarte... Aici, 40 de zile, da. Sperăm, eu sper să facem de 40 de zile după, decât să anunțăm 40 de zile înainte. Da. Ca studii noastră, eu am citit, dar poate că n-am înțeles. Ați fost cadru militar sau da, n-am înțeles? Da, am făcut un istorie militar de experiență la Sibiu, la Gheorghe Lazar, 2 ani de zile. Și adică ați lucrat da, în... Da, am lucrat 5 ani în trupele, în batalion de misiuni speciale al trupele paraștiști. Da? Și apoi... După aceea era oportunitatea să vin pe Târgu Ocna, la Școala Națională de Administrație Penitenciară s-au întâmplat ceva lucruri acolo și nu s-au mai putut intra, că s-au blocat, au fost ceva probleme în sistemul. Și continuat cu... Și am continuat cu asociația, după ce am plecat afară, acum sunt am văzut că în Cipru-ți... Da. Pe șantier, ca șef de șantier. Pe șantier l-am luat tot de la zero până am ajuns... Da, am văzut la un moment dat că scria în CV-ul noastră... Șef de punct de lucru, da. Scria în CV-ul noastră muncitor necalificat. Da. Și apoi șef șantier, m-am apropiat, mă zic, stai, că ceva nu bate. Păi da, prima dată când m-am dus acolo, erau niște arabi și greci, foarte greu a fost la început, nu știam limba, nu înțelegeam, el vorbea grecește, altul vorbea arabește, nu înțelegeam. Și m-am învățat prima să fac beton și până la urmă râdeau și au venit și români și băi, dar ce treabă ai cu planurile, lasă că văd eu. Că tot pe lângă șeful de șantier și până le-am învățat. După aceea m-am arătat, uite de ce mi-am putut tăcla capul cu ăsta, acum ca să, pentru salul mai bun. Una este pe șef de șantier și o salară bună, altfel ies pe muncitor. Și mai ales într-o țară în într-o care țară, salariile da. Sunt mai spre normal. Mai. Și n-ați mai vrut să mai stați mult. Sau, nu, șeful a dat faliment. Și ați revenit. Am revenit în țară. Și acum sunteți... Tehnician la o societate, în Cobratist, în Târgu. Da, chiar am văzut astăzi una din... Și pe lângă aia, fac politică USR-ul. Sau poate că faceți politică în USR și pe lângă asta. Da. Trebuie să le îmbinați până și să le îmbinați astfel încât să vă iasă bine amândouă. Da, și mai părerea mea personală este că și domnul Dacian Cioloș, dacă vrea să câștige alegerile parlamentare, le putea. Dacă se vrea. Putea să vină cu un afiș populist de genul PSD-ului, că îți promit în mare cusare, și nu se putea realiza. Deci au fost obiectivi, nu subiectivi. Deci asta se putea. Că la ora asta oricine ar veni la guvernare, oricine, nu contează cine, poate oricine. Întâi trebuie să achit datoriile care sunt. Da, pentru că împrumutăm vățelii. Trebuie să achit datoriile care sunt. Una e să iei, să o iei de la zero și una e să o iei cu minus. Da, și e important ca acum partidul să nu vină. Eu vorbim de Alianța USR Plus pentru că sunteți dumneavoastră aici, da? E important ca partidul Alianța USR Plus să nu vină acum și să spună, nu știu, acum, nu acum, că la anul când sunt localele. Da, așa, da, că vom venim nu știu ce. Și de mâine e gata, de mâine curge lapte, miere pe toate străzile și nu știu ce facem. Nu pentru că ce în 2016 nu s-a scris nicăieri în
în propagandă, că sunt datorii, sunt ale, avem de recuperat, am de făcut. Nu, erau doar cu plus. După ce și-au revenit și și-au dat seama că sunt probleme, pentru că au fost și locuri unde au fost probleme s-au lăsate împrumutat. De gen la Bacău, au fost și probleme. S-au împrumutat, se lasă pe nică, au fost peste tot. Așa, da, da, trebuie să ai o bază când spui, când promiți, când aveți 10, pe foaia asta aveți 10 lucruri pe care le promiteți, trebuie să aveți o bază. Adică da, acum nu putem. Să zic cu așa, se poate cere orice pe 544, e transparența, așa, se poate să vezi orice. La știu de an, cum stai cu balanța la 3 luni, cam cum stă o primărie. Da, o primărie. Primăria sau... din Pârjol, câți angajați? Aveți idee cam câți angajați are? Sunt, lucrează mulți în primărie? Destui. Nu știu să vă spun un număr concret, dar... Acum sunt, cineva sunt, ne întreabă dacă ați ști cam, ce, cam cât din bugetul local se duce pe salariile din primărie, dar bănuiesc că aveți cifrele astea? Da, am descărcat de pe site situația financiară și am trimis-o la un contabil expert să-mi facă un prospect. Practic, cam circa 47% din bugetul. Deci local. 47% din bugetul local merge pe salarii? Exact. E, nici bugetul ăsta nu-i mare, dar totuși sunt câteva mii de oameni. Circa adică... 10% subvenții. Nu știu, acum probabil pentru... Lemne sau nu știu. Da, mai... Pentru căldură, da. Probabil și la copii le mai fac pachetele de-astea, mai ajută eventual. Totuși, 47% e un număr mare, e un procent totuși mare, adică cât realizezi, cât poți să realizezi de puțin ca să nu ți se pară 47% mult din, adică jumătate din comună își plătesc taxele pentru ca pentru a să plăti. Să mențină, da, și salariile sunt. Păi da, dacă luăm logic, 47%. Da. Vin cheltuieli combustibil, motorină, la mașini, cheltuieli întreținere. Dar 47% ar fi, salarii. Doar salarii? Plus întreținerea. Rechete, birou, furnitură, birou și toate la lat. Clar, păi bineînțeles, dacă se trage la, se folosește copiatorul la Xerox în halul în care folosește primăria Bacău, că la noi sunt sume colosale la hârtia de Xerox. Dacă folosești și cei din Pârjol la fel de mult tuș, cartușe. E, oricum e cu plată, că... dacă ai nevoie. Cum ai găsit cu plată? La primărie? E, dacă ai nevoie de o copie Xerox, da, e un leu. Acela sau ceva de genul. Cum, cadul primăriei? Da, ai nevoie da. Să-ți facă, îți redactează un act, nu? Și ai nevoie de o copie. Te duci să faci o copie Xerox. Prin cadrul și... instituțiilor, adică n-ar trebui să... Da. Un leu. Da, da, poate că plătești impozitul, plăti cu 2 lei mai puțin. Leul ăla trebuie să conteze. Depinde unde merge acel leu, că acum n-ar fi o problemă. Păi și acum am depus 3 cereri cu bugetul și investițiile și mi s-a zis că sunt multe pagini și un leu 50 pagini. Ah, ca să vi le dea pe toate. Da. Și cât de multe pagini? Adică ce nu ar însemna? Știu. Pe unde s-ar rămâne? Am făcut pe investiții. Păi trebuia să spună, domnule, sunt 150 de pagini, ori 1 leu 50. A, e 1 leu 50 când cer tu, da? Pagina. A. Pentru ce am solicitat ca și... Da, consumul de tuș nu total, adică aparatul nu total care îl face... De ce nu rugați să vă pune pe mail? Ba da, așa am... Da. Mai plătesc. Mă duc la Moinești și 20 de bambani. Eu îi apreciez pe cei din primărie, pentru că mai vor să aducă ceva la buget. Da, de ce, domnul, bani să nu aducem niște bani la buget? Dacă doamna vrea să afle ceva, niște bani la buget, ele se duc pe investiții, probabil. Se adună. Da, la și câte... sunt 40% servicii de terți.
Executat Exact. Care ar însemna ce pe limba cetățeanului de rând? Nu știu. Știu doar că la noi e o problemă destul de veche, nu este de... nu e o noutate. Foarte mulți bani se duc pe așa zisa pietruire a drumurilor. Noi avem multe drumuri neasfaltate, da? Da? Și ele trebuie să le trebuiesc, pus balast, da, din când în când, doar că de la ploi. Nu prea se pune, dar pe hârtie se pune. Mașinile vin cu balast. Exact. Și drumurile sunt aceleași. Bineînțeles, cel care da. Duce spre interesul... Domnul consilier, mai asfaltă, pietru mai repede, nu? Nu, nu, că drumul către barul domnului viceprimar. Păi mai știu și eu lucrurile astea. Știți ce e vorba aia? Dacă... exact ce... Da, da. Ce doresc. Drumuri pietruite, bănuiesc că există o firmă acolo care vine cu balastul, nu? Adică, sau își aduce primăria din... Nu, din Tazlău. Tazlăul este distrus. Păi și primăria, dacă tot a spus că a cumpărat un buldoi excavator din banii proprii ai comunei, n-ar fi putut să cumpere, nu știu, un utilaj care se poată să care balast. Doar... plătind motorina. Sigur, au. Este? Au utilaje. Păi și atunci n-ar putea să-și aducă ei singuri acel balast? E o firmă sau cum se balastează drumurile? Nu știu nimic concret, dar dacă știu că este o... Da, este o scurgere de capital, să spunem. Scurgere de capital sunt și portofelul meu. Acum depinde spre ce direcții. Da, Tazlăul este tot... Știu că acolo vă avantajează cumva, adică balastul s-ar putea lua. Deci de acolo se cară balastrul, sigur, de acolo. Cară cine trebuie, unde da, trebuie. Se mai și vinde. Mai trebuie și vândut, bădănesc că banii vin tot la bugetul local. Era și stat de sortare, nu? La Tărâța. Stat de sortare la Tărâța era. Stat de sortare. La Tărâța. Era stat de sortare acolo. Nu, state sortare, erau, de tip era. Erau state sortare acolo. Soltau. Da, Purjolul a fost afectat acum, când a fost inundațiile alea? 2016, acum 2 ani, nu? Da, când au fost alegerile locale, exact perioada aceea. Păi bănuiesc că s-au distrus și gospodării și niște drumuri pietruite. Da, da. Atunci. Doar că și extragerea asta de balastru nu se face moderat, nu se face în condițiile în care trebuie. Dacă vă uitați la Tazlău, e tot... Deci nu pot să-l ciuntesc așa, să iei exact, de unde e ciopărțit, mai, e da, degradat, da, cursul apei s-a deviat. Acolo nu s-a gândit nimeni să facă... Și m-am spus, dacă ai nevoie de balastru cu utilajele primăriei, îți aduce angajat. Bine, asta e afirmație care trebuie să o și probăm, așa că nu-i vom da curs. Da. Bănuim, știm și eu pot susține că sunt locuri și sunt primării care mai fac și lucruri anormale, dar nu dăm exemple ca să nu intrăm în alte discuții. Nu știu, ne apropiem cu pași repede spre cele 120 de minute pe care le-am promis în emisiunea din seara asta. În 3-4 minute, așa, nu știu, ceva care poate mi-a scăpat sau aveți dumneavoastră de spus, nu știu, ceva anume legat de orașul pe care bănuiesc că vă doriți să fiți măcar consilier în orașul, nu? Da. Sau măcar, eu spun cei mai puțin. Asta tinde spre cei mai sus. Cum vedeți, nu știu, viitorul Târgului Ocna e un plan apropiat? Da, se poate pune în valoare că dacă sunt atâtea puncte de atras,
se poate face zonă turistică, se poate trăi fiecare, că dacă vin turiștii, automat prosperă fiecare ca la domino, fiecare prosperă, și ăla care vinde biscuiți, și ăla care face cazări, deci orice, și de acolo se vin bani la primărie și automat se rulează dacă sunt investiții și vin turiști. Că dacă el vine, așa că da, nu numai media, dar și din viu grea, dacă am ajuns la Timișoara, că spune, băi, vecinii, nu m-am mai dus la trigonul la tine acolo, că nu-i bun drumul, nu vine. Corect. Sau nu ceva să-l atragă. Sau la punctul ăla de informare turistică, dacă persoana care este acolo nu știe ce înseamnă punctul ăla, ce înseamnă orașul, istoria orașului, ceva, acolo să fie ceva de specialitate, să știe ce înseamnă orașul, ce este, deci, ce poate să viziteze în oraș. Deci dacă ești, vii în tranzit prin Târgu Ocna, de exemplu, eu m-am chinuit și nu zăream vreun indicator spre Salina Târgu. Sunt undeva, dar... Ceva foarte micuțe și înguste, nu genul ăla de indicatoare. Da, ceva micuț, pe albastru, dar mic, pe la un colț, scris pe Salina. Nu știu, adică nu ar fi... Și banalul panou ăla de la intrare din oraș, un panou publicitar, spun și eu, cu Salina. Ia, acum cu, se aude că se lucrează la un chit. Să îndrumi omul, adică vine vreo cineva, nu știu, merge în drum spre Salina Moldova, da? Sau spre Comănești, spre Ghimeș-Făgeți, spre... și intre în oraș și poate îi faci un pic de reclamă. Realizează un spot și publicitar. Și faci să intre în Salină, pentru că înseamnă bani și la bugetul local. Și oprește în oraș, poate oprește să vadă. Oricum dacă își oprește, cumpără o sticlă de cola, adică oricum văzuți mănâncă dacă are nevoie sau corect. Ceva face ceva. Ca zonă, ca amplasament, mi se pare fantastic. E cum mănăstire, pe, cu monument, din Pângărești, am zis, sus. E situat sus, știți? Da. Și vedeam tot Târgu Ocna foarte frumos, vedeam cu toți munții din jur. Deci mi se pare fantastic să nu poți să profiți de așa o așezare, adică... Este lacul fără fund, din fosta groapă Burlacul, care se poate amenaja sau... Păi vedeți, deci eu, am, care... eu am trecut puțin prin oraș, adică nu-l cunosc, vă dați seama, n-am mers ca și turist. Dar mi-a spus de multe lucruri de acolo, pe care eu nici n-am auzit. Care... Adică... Pot pune... Și important, vedeți, păi nu știm, păi de unde le aflăm? O vor face un kit publicitar. Păi și primăria nu ar fi trebuit să face, acum facă... lucrează. A, acum? Da, în jurul 40.000 fără TVA. Până în 26 mai, nu? Nu cred. Și după 26 mai... Să vedem. Sunt curios și eu să văd ce fel de spot publicitar fac ce la nivelul ăla. La 50.000 de lei, nu știu ce. 50.000? Da. 11.000 de euro un spot publicitar, da. Acum să nu spuneți că va dura 42 de secunde. Nu știu, ăla național a costat ceva puțin, cu Năstase și cu ăsta, nu știu că... Ce... Da, bine, clipul ăla cu Frunza, clip, nu? Da, ceva... Ăla cât a costat, nu, nu știu. Nu, adică... au nu, a fost sponsorizată. Da, dar păi dacă la clipul ăsta așa ar trebui să vină turiștii... E păcat să nu... te ocupi de să-l promovezi orașul, deci fiind o stațiune turistică, deci n-ai cum să-l lești, să vină, să tranzitează orașul. E sanatoriu care pe zona Moldovei mai ești pe Suceava. La, hai să numim Bacăului. Au luat sare așa și lângă camera de comerț, dacă nu mă greșesc, nu? Este așa. Făcut o salină, nu un apartament. Da, am auzit, nu da. Știu exact unde e. Acolo, cum... locația aia. Deci au făcut o cărasaj și au făcut salină. Da. Și acolo nu poți intra, ce salină... Da, deci... Naturală. Da, deci ca și nou intrat în Târgu Ocna, deci nu poți fi, nu ești informat în niciun fel. Da, sau... Nu ești atras să oprești. Cum sunt în ea sau orașele mari, o harta orașului cu punctele care le poți vedea. Te-a promovat însă și pe Facebook, promovat însă și pe rețelele de socializare, adică... E, mai sunt niște prieteni care fac așa, de obicei, am mai spus de mai multe ori și pe rețelele de socializare sunt două sau trei grupuri care se numesc Târgu Ocna, Târgu Ocna pun rol și tot felul. Face campanie PSD. Ori apare domnul Benea, ori apare unul altul, nu există. Eu am încercat să pun câteva postări, nu la mine, m-au scos pe grupuri, imediat. Se întâmplă lucrul ăsta și în Bacău, nu? Da. Da.
Bun, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a veni la Radio Easy. Poate ne vom întâlni și în alte ipostaze. Eu personal vă doresc succes în activitatea politică viitoare și sper să, nu știu, să vin la birourile, la primăriile din cele două localități și să bat la ușă și să nu mă chemați peste 3 zile, peste 4 zile, că n-am timp. Sperăm să fim primiți mai ușor decât suntem acum în aceste localități. Nu? Că bănuiesc că nu pot merge acum Târgu Ocna la domnul primar și sunt primit. Ba s-ar putea. Da, acum. Da. Ei, în mod normal. Da, de obicei la domnul primar e ușa deschisă. Da, sunt e ușa deschisă, dar nu intrăm. Da, da, s-a... Eu îmi doresc ca eu să pot bate la ușile voastre și să văd că sunteți la lucru. Vă doresc succes în activitate și așteptăm ziua de 26 mai pentru a ieși la vot. Da. Da. Pentru a ieși la vot. E important să ieșim la vot, da, cu toți. Și noi așteptăm persoane care vor să scrie în USR, oricând sunt așteptați, discutăm, vă găsesc la vedere, totul la vedere, nu... Vă găsesc pe, da, Facebook. Fără frică. Da, fără frică, nu. S-ar putea pe 4 aprilie, pe 9 aprilie să vină domnul deputat. Iar în zonă, că sunt zilele Europei, pe 9 mai, și de obicei la Târgu Ocna se organizează fel și fel de activități. Da. Vă mulțumesc încă o dată din suflet, vă doresc zile frumoase și succes în activitate. Celor de acasă le spun o seară frumoasă în continuare și ne revedem marța viitoare de la 19 la emisiunea Urban Bacău. O seară frumoasă tuturor!